în conformitate cu prevederile publice numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și a dispoziției primarului numărul 376 din 25-2022, sunteți invitați la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, care va avea loc în data de astăzi, 26-5-2022, ora 10, ședință care se va desfășura în sala de ședință a Consiliului Local. Materialele înscrise cu proiectul ordin de zi constând în proiectele de hotărâri însoțite de referatele de aprobare ale inițiatorilor, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, documente ce stau la baza inițierii proiectelor, adresele și informările de la capitolul diverse vor fi puse la dispoziția consilierilor electronic prin e-mail. Înainte de a începe ședința, vă spun să ne ridicăm în picioare de acum asupra dumneavoastră. Și avizul comisiei, să luăm o mică pauză, dacă
să votăm acum ordinea de zi în totalitate, tot cu suplimentare. Votul pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, ordinea de zi a fost votată. Am un anunț de făcut, dacă o să fiți de acord la punctul 11. Doamna director de asistență socială a solicitat, datorită unor probleme de serviciu, dacă putem prioritiza, să punem punctul 11 și după aia să ne continuăm cu ordinea de zi. O să dau citire atunci la punctul 11 ca să putem continua. Domnul președinte, domnul Gurea, care nu participă, fiind un public de interese, ceilalți consilieri care știu că sunt în public de interese, să anunțe la începutul ședinței la care proiecte nu participă în alegerile. Domnul secretar, domnul dau citire punctul 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.764 din 5.05.2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Dăuți. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. O să solicit avizul de la Comisie. Comisia Economică? Dacă nu este doamna Irina, eu o să spun eu favorabil. Mulțumesc. Comisia de învățământ, aviz favorabil. Comisia de administrație? Favorabil. Vă mulțumesc. Trecem la votarea punctului. Votul pentru. Discuții, dacă sunt mai întâi. Dacă nu sunt discuții, să trecem la votare. Votul pentru. Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul a fost trecut. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 9.05.2022. Discuții? Dacă nu sunt discuții, să trecem la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abține. În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul numărul 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.05.2022. Discuții. Votul pentru. Împotrivă. Abține. În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul numărul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.774 din 10.05.2022 privind aprobarea contului de execuție la data de 31.03.2022, inițiator primarul Login Bogdan Andrei. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Votul pentru. Abține. De la Comisia Economică, avizul ce a spus de pentru. Favorabil. Mulțumesc. Deci, în unanimitate, proiectul numărul 3 a fost votat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 98.758 din 5.05.2022 pentru aprobarea inițierii demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare numărul 7.224 din 5.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrația Municipiului Rădăuți pentru proiectul îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane
în municipiul Rădăuți, județul Suceava, inițiator primarul Eugen Bogdan Andrei. Există deja votul la comisii. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Proiectul numărul 5 are o ordine de zi. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 98.781 din 12.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuielile al municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții. Inițiator primar. Aici e viceprimar sau primar? Pentru primar, viceprimar. Da, deci inițiator pentru primar, domnul viceprimar Țarevici Cezar Ciprian. Există deja avizii la comisii. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Fără participarea doamnei municipal. Da, deci în unanimitate a fost votat proiectul. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 98.788 din 16.05.2022 de modificare și completare a HCR numărul 87 din 22.04.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții, lucrări de corectare a apelor pluviale, amenajarea trotuare de gardă și lucrări de amenajare curte interioare la școala gimnazială Regina Elisabeta din municipiul Rădăuți. Inițiator primarul Eugen Bogdan Andrei. Avizele de la comisie, am să vă rog. Comisia economică? Comisia economică avizează favorabil. Comisia de urbanism? Favorabil. Vă mulțumesc. Trecem. Domnul Cătar. În voi? Discuții. E voi? Da, mulțumesc. Proiectul ce înseamnă? Rătoare de gardă. La școala generală 4, da? Da. Nu, v-am întrebat ce înseamnă trotuare de gardă. Da. Școala generală 4, da. Care de protecție, domnul? De gardă, de protecție, unde da. Sunt perimetral, da. Trotuare de gardă ăsta se cheamă? Da. Așa a fost denumirea proiectului, nu am făcut eu, cine a făcut atunci indicatorii. Voi verificați proiectului? Da. Eu n-am întâlnit așa o denumire, dar ce? Nu, o întâlniți acum. Da. Sunt trotuare perimetrale de protecție. Da. Mulțumesc. Trebuia să scrieți așa, nu-l digată. Da. Putem trece la vot, da? Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul numărul 6 a fost votat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.762 din 5.05.2022 de modificare și completare a HCR numărul 46 din 8.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022. Inițiator primar Eugen Bogdan Andrei. Avizile la comisii. Comisia economică? Favorabil. Comisia de urbanism? Favorabil. Discuții? Vă rog, domnul Cătă. Nu este nimeni la achiziții pe aici, nu? Domnul economic. Contractul ăsta care am văzut eu că faceți eșonarea mică împotrivă, că îl faceți multianual. Problema este că el a fost încheiat în 2020. E vorba de asfaltări, da?
Ioanistor, Horea, Domicidan, Școlii Noi. Până când mergeți pe el cu afecționare? Păi da, câte afecționare îți pot încheia? Până acum ați încheiat pe două. Da, dar nu erau pe substanță, erau afecționare necesare. De prelungire de termen și prelungirea de termen înseamnă și cheltuieli, domnul director economic, da? Înseamnă și cheltuieli. În care cheltuielile de anul trecut îți dubli anul ăsta. Da? Deci eu asta vă spun, dumneavoastră ca economiste, știți treaba asta, că prietenii care au fost anul trecut, anul s-a dublit. Și de asta am zis că văd că ați planificat și pe 2023. Ceva nu e regulă acolo și nu știu dacă, că nu știu, domnul secretar, din punct de vedere egal. Se poate, el a fost o licitație, termen de execuție, încheie un contract cu un acționar, se poate merge la infinit așa? Adică nu știu, dacă e legal, nu e problemă. Când se aprobă eșalonarea multianuală, executiva are posibilitatea de a prelungi termenul. Deci, el a venit cu un grafic de execuții la contract, la licitație și cu asta. S-a încheiat un act adițional. Acum, s-a mai prelungit ăla care trebuia în 2 ani, de contractul respectiv 2020-2021, s-a mai prelungit pe 2022. Acum vedem până 2023, nu? Ilegal? Am spus, este legal cât timp există motive obiective, direcția tehnică confirmă. Adică unde sunt motivele obiective? Nu trebuia să le știm noi? Direcția tehnică nu poate spune. Păi să ne spunem motive obiective. De ce nu s-a turnat ca fapt anul trecut și a intrat în fondul de rezervă cu 100 de miliarde? Atât ați avut în fondul de rezervă la sfârșitul anului și nu s-a turnat asfalt. Și anul ăsta cu 100 de miliarde în loc să face, dau un exemplu, 5 km, să face 2 km jumătate. Așa e, domnul Bezer? Lasă să fieți constructori, să fieți domnul Bezer. Întrebați-vă, așa este, dar nu suntem noi de vină la ceea ce se întâmplă în ora actuală. Că în loc de 4 km faci 2, iar atât timp cât contractul, respectiv actul adițional, este valabil, ai posibilitatea să prelungești pentru finalizarea lucrărilor. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul numărul 8 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.786 din 16.05.2022 privind aprobarea devizului general actualizat, ulterior, încheierii contractelor de achiziție publică în baza ordinii generale numărul 15/2021 și aprobarea cofinanțării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții, continuare de lucrări și realizare și dotare începute în baza autorizației de construire numărul 328/2007 pentru obiectivul școala generală cu clasele 1 nou și sala de sport situată în municipiul Rădăuți, strada Oborului, numărul 14A, județul Suceava. Inițiator primar, Login Bogdan Andrei. Avizul de la comisie. Comisia economică. Comisia economică avizează favorabil. Comisia de urbanism. Favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, să trecem la vot. Votul pentru. Împotriva? Abțineri? Proiectul numărul 8 a fost votat în unanimitate. Proiectul numărul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.728.11.4.2022 pentru aprobarea programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al municipiului Rădăuți pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primar, Login Bogdan Andrei. Avizii de la comisii. Comisia economică? Favorabil. Comisia de învățământ? Aviz favorabil. Comisia de administrație? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, să trecem la vot. Votul pentru? Se pun un capital, ce nu trebuie propus comisii. Da. Domnul secretar? La pună de la comisia.
Mă văd secretar, dar pe ce vreți? Da, pentru nou. Cristina te așteaptă să o propună. Aveți dreptate, consilier, mulțumim pentru observație. Sunt comisii care trebuie să sunt formate și dintre consilieri și domnul propune. Deci trebuie propuneri, nu? Nu, vă rog că îmi propune pe consilier. Dar spuneți-mă, citiți acolo, unde îi propuneți, să aveți mai multe din urmă, să propuneți. Se desemnează trei consilieri locali care să facă parte din corp. Se desemnează trei consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare și selecția solicitărilor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al municipiului Rădăuza. Desemnându-se în același timp consilier local care va avea calitate de președinte al comisiei. Comisia va fi formată. Se desemnează trei consilieri locali care să facă parte din comisia de contestație, desemnându-se în același timp consilierul local care va avea calitate de președinte al comisiei de contestație. Aș dori să fac eu o propunere pe domnul Tătar, președinte, pe doamna Nichiforiu și pe domnul Vernă. Dacă mai există și o altă propunere? Perfect. Pentru comisia de contestație, să vă rog, propunere. Dacă îmi permiți tot să fac și la comisia de contestație, pe domnul Olărean, pe domnul Mitrofan și pe domnul Lucian. Eu refuz. De ce? Din motive obiective. În condițiile acestea, pe domnul Martinescu. Și domnul Olărean, bineînțeles, președinte. Chiar regulator și domnul Lucian sau domnul Martinescu. Domnul Lucian. Dacă mai sunt alte propuneri? Nu va fi cu vot secret pentru că e cu adresa la persoană. Cu bine? Domnul președinte, supunem la vot propunerea domnului Vici, după aia, domnul Vici. E votul deschis. E votul deschis și după aia, domnul. În cazul ăsta, votul pentru propunerea domnului Vici, pentru vot deschis. Împotriva? Abțineri? În momentul a fost votată în propunerea domnului viceprimar. Acum votăm propunerea pentru comisia de contestație, de evaluare. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate a fost votat. Propunerea pentru comisia de contestație, vă rog să exprimați votul. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate a fost votat. Acum o să votăm proiectul în integralitatea sa. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri.
proiectul a fost votat în majoritate. Mulțumesc. Proiectul numărul 10 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98805 din 20.05.2022 privind aprobarea prelungirii schimbării temporare a destinației terenului de sport, municipal 2, situat în strada Cancel Mare a municipiului Rădăuz, pentru amplasarea unor containere de locuit în vederea organizării unui centru de acomodare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Inițiator primar Lochen Bogdan Andrei. Avizul de la Comisie, vă rog. Comisie Economică. Favorabil. Comisie de Urbanism. Favorabil. Mulțumesc. Discuții. Bun. Trecem la... Domnul Nicolau, vă rog. Poate ne aplicăm puțin și spre... cei din Rădăuți care au nevoie de... Într-adevăr, ucrainenii au nevoie de ajutor, primesc din toată lumea, dar avem și noi săracii noștri și nenorociții noștri, unul mai 103, îi știți prea bine. Poate ne concentrăm puțin atenția și spre aceste categorii. Mulțumesc! Și eu vreau să vedem. Vă să spun pe ei, domnul Nicolau, că și noi avem probleme de noastră și nu se discute niciodată. Intră și ai noștri... Pirista respectivă că să aibă posibilitatea la un acoperiș. Sunt rădăuțeni care sunt tari critică, prin canale, prin subsolul, la grupi, casa scării. Se poate rezolva și cazul ăsta odată cu programul respectiv. Eu nu știu, dar noi suntem tot într-o ședință din Consiliul Local. Cred că am putea încerca să vedem dacă se găsă o anumită soluție în privința asta. Și așa zboară. Categorie. Dar de voi. Centrul Speranța nu este? Deschis? Da, este de tot pentru. 6-4. Nu este verificat dacă sunt astfel de persoane. Cu care astfel de voi sunt. Sunt luați informații la spitalul vedeți zilnic care vin acolo. Luați informații vedeți zilnic că se prezintă. Ia salvare de stradă și noapte și acolo pentru reabilitare, pentru reabilitare. Mai ales pe timpul ieri, nu vreau să știu că am ce vreau să știu. Încă, vă rog, domnul Cătăr. Domnul Iucic, știți, vezi că mereu aproape acolo, îți poate lua legătura cu ei, ca să nu devin din noi. Contanii sunt ale lor, noi îi dăm acum un aviz pentru o pare că ei nu vreau nici comunicație. Și atunci să putem lua legătura cu ei, domnule, și dacă stau voi, provizoriu, să iei, de 2-3 și ție acolo. Deci puteți, eu pare de mente că numai dumneavoastră puteți discuta cu ei să... decât să stai voi. Deci noi ce votăm acum în legătură cu... Știu, știu, da. Dar puteți discuta cu ei și nu cred eu că ar fi împotrivit. Ok. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, trecem la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate, proiectul numărul 10 a fost votat. Vă mulțumesc. Nu mai dau citire proiectului nostru, deși a fost prioritar pe ordinea de zi. Trecem la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.799 din 19.05.2022 privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocupare pe o perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacantă de director grad 2 la clubul sportiv Bucovina al municipiului Rădăuți, județul Suceava. Inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. Avizile de la Comisie, vă rog. Comisia Economică? Favorabil. Comisia de Învățământ? Favorabil. Comisia de Administrație? Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți. Este vorba de criteriile care vor fi la examinarea candidaților sau la propunerea directă a candidatului pentru acea funcție? Domnul viceprimar, dacă vreau. Secretar, spune. Suntem stăpânt. Așa cum ați văzut materialul de ședință, este vorba de criteriile pentru organizarea concursului. Ce condiții trebuie să îndeplinească
candidații, ce probe urmează să susțină și așa mai departe. Vă mulțumesc. Vreți să înscrieți la concurs? Nu, am văzut cineva cu colegii noștri, nu au votat la punctul ăsta și în cauza asta s-au abținut la discuții și la vot și aveam o anumită problemă. Mulțumesc. Nu. Deci aici sunt criterii de concurs, nu? Da. Da. Aveți supere de viteză? Da. Noi, un director de scutare bine. Ar fi până să fie și locul 2 astăzi. Dacă mai la profil, nu-ți poate scrie. Nu vă rog, domnul Jicau. Da, să știți că am analizat criteriile și orice tânăr care are studii superioare se poate înscrie. Deci chiar sunt foarte permisive. Dar nu-i limite de vârstă. Deci pot să domnul președinte, cred că pe viteză nu participați. Dacă mai sunt alte discuții... Depinde de cât faci asta treaba. Dar nu mă încadrez la viteză. Asta am zis. Da, haideți să trecem la vot. Votul pe mine. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost votat. Mulțumesc. Nu este înseamnă mai mult participare. O precizat, domnul secretar, la început. Domnul președinte. Proiectul numărul 13 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.778 din 11.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii din municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator primar Logan Bogdan Andrei. Votul de la Comisia, vă rog. Comisia Economică. Favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Comisia de Administrație. Favorabil. Vă mulțumesc. Alte discuții, dacă sunt. Trecem la vot. Votul pentru. Împotriva. Abțineri. În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.779 din 11.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închiriere în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator primar Logan Bogdan Andrei. Avizul de la Comisie, o să vă rog, Comisia Economică. Favorabil. Comisia de Învățământ, favorabil. Comisia de Administrație. Favorabil. Vă mulțumesc. Alte discuții? Vă rog, domnul tătar. Domnul Vicheici, vă pădii, locul la spitalul. Sunt două proiecte. Un loc la 14. Da, 14 este la spital. Și atunci e ce punem învățământ? De acolo chiar da. Medici rezidenți cu dedicație. Da, așa sunt criteriile la generala și la vizat de către ministerul. Dar nu pe e regulă, că dumneavoastră se pune un profesor acolo după aia. Da, și de părere mea este că ar trebui scos învățământ să rămână pentru medici rezidenți, că erau în sănătate în hotărâre de Consiliul Local. Părere mea. Așa au fost cu dedicație. Legea permite și la profesor. Da, domnule, dar și așa nu cap medici. Și aduce medici cum avem, mai de capul nostru, mai făcăm. Nu știu, eu zic că nu e regulă. Dacă e profesor, doctor. Nu, deci... Nu vorbim de învățământ. Deci dacă vă uitați pe criterii, titlul este luat în lege, unilatizat ministerul. Domnul. Pentru... Da, tineri, da, sunt criterii speciale. Noi nu avem bloc, noi vorba despre... Aprobăm criteriile. Dacă se va construi un bloc, și pentru învățământ, atunci aceleași criterii le aplicăm. Dar, în momentul de față, aprobăm criterii pentru specialiști. Blocul respectiv de la NLE e dedicat doar specialiștilor din sănătate. Acum nu vorbim direct despre bloc, ci despre criteriile care trebuie să le respecte tinerii specialiști pentru repartiția într-un anumit bloc de
dedicat lor, ca să spun. Deocamdată nu avem un bloc și zic că nu mai e sănătate. Eu care elemente care trebuie să ne spală, nu știu eu ce zic. Ultimul a fost făcut pe mandatul domnului. Ultimul, sigur, mandatul domnului. Da, domnul consilier, o observație. Deci, până acum nu a fost treaba asta. Domnul consilier, propunerile respective le-ați votat într-o ședință anterioară, exact în forma asta. Le-am trimis spre avizare, este o hotărâre de propunere. Le-am trimis spre avizare la Ministerul Administrației și ne-a venit avizul. Chiar într-o primă fază nu ne-a venit avizul, pentru că nu erau niște observații. Deci noi nu putem modifica decât ce am avizat. Vă mulțumesc, alte discuții cu onoarea? Da, eu observ aici că își mit pierde la medici de zi, ca să facă la 35 de ani. Dacă un medic depășește vârsta de 35 de ani, mai poți și eu acea locuință? Nu. Nu, dar cu cetință am văzut că se poate derogare și peste vârstă. Este un artificiu acolo, am văzut, un asterisk. Da, scuzați, chiar este aici, da. Păi da, am citit și am văzut. Deci nu poți să ai orice vârstă ca și medic. Ai dreptul, nu te încadrezi la 35 de ani. Unde ai citit? Tocmai că asta e. Nu, este, domnul Aurel, vă spun sigur, 100%. După punctul 1, nota, tot citesc eu. Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe destinate închiriere în mod exclusiv specialiștilor de învățământ sau sănătate, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închiriere și după împlinirea vârstei 35 de ani. Și după. Da, la notă, da. Da, la notă. E ok. Da, e ok, da. Ceea ce vreau să știu, domnul secretar, dacă ați făcut demersuri pentru întabulare la celelalte blocuri ale solicitării care au fost în urmă, nu am mai avut o discuție la altă ședință. Ar fi de cumpărare acestor apartamente și, după cum spuneam, banii din vânzare sau din încasare la Leleu păstrește alte blocuri în localitățile respective. Știți foarte bine că ei nu au fost doar dacă se cumpără sau dacă se vând acele apartamente. Ar fi fost un lucru foarte bun pentru o parte din ei, pot chiar să cumpere, sincer. Prețurile sunt foarte mici, sunt prețurile de la construcție, de când s-au realizat construcția și sunt foarte multe persoane care vor să cumpere. Dacă ați făcut demersul de întabulare. În momentul de față, serviciile pentru întabulare care au fost adiționate au primit terenuri din domeniul public necesare pentru anumite proiecte, cum ar fi piața centrală, pe străzi, astfel încât deocamdată nu sunt depuse. Nu este depus la achiziție solicitare pentru întabularea și a blocului. Nu știu, domnul primar, că dacă vedere... Dar... Solicitarea de asta își vor ideea ca să putem întabula bine și să facă și alte blocuri. Vă ține cont. Trece timpul și ați promis că facem acest lucru, că nu e mare filozofie de solicitat întabularea blocului. Vă mulțumesc că alte discuții dar mai sunt. Trecem la vot, nu? Votul pentru. Împotriva. Abțineri. Vă mulțumesc. Nu mă ajută. Primești totul niște semestiere, că nu știi cum să votezi. Vă mulțumesc, domnul președinte. E o problemă la școală, dar trebuie să am ținut în 10 minute. Dar vă mulțumesc. A, dumneavoastră? Da, e o problemă la școală și... N-am crezut că... Da. Vă mulțumesc. Proiectul număr 14 a fost votat în majoritate. Proiectul numărul 15 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.789 din 16.05.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Rădăuți în domeniul public al municipiului Rădăuți a imobilului teren în suprafață de 2776 de metri pătrați, identificat cadastral cu numărul 50.946 și a imobilelor construcții identificate cadastral cu numărul 50.946 și numărul 50.946 C1 inițial C2 la 2-lea, respectiv numărul 50.946-C3 din cartea funciară, 50.946 Rădăuți, situate în strada Salcânilor, numărul 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava, inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. Avizul la comisia, am să vă rog, comisia de urbanist. Favorabil. Comisia de învățământ. Favorabil. Discuții.
discuții, dacă sunt? Vă rog, domnule. Da, pentru că domnul primar găsește. Cine e în măsură să ne mai prezinte mai pe la peste ceva la acest proiect? Am învățat și cum să spun că este locuința, este vorba de locuințele sociale din strada Saltenilor, care au fost achiziționate prin contract de vânzare cumpărare de la firma și am făcut demersuri pentru înscrierea în domeniul public. Proiectul de hotărâre este realizat la Minister. Ne-a solicitat, întrucât în cărțile funciare sunt întablate, dar cu denumirea pe primăria municipiului Rădăuț, pe municipiul Rădăuț, fără a se preciza domeniul public-privat, să facem o trecere din domeniul privat în public, ca să putem întablat pe domeniul public, să ne trimitem extrase, întablare de domeniul public, fiind locuri sociale, aparținând în nu se pot transtrăina, nu se pot. Nu s-a specificat în cartea funciară. Teoretic, nu avea cum să fie în privat, dar... Se poate construi în limita indicatorilor urbanistice pot put, dar tot locuințe sociale. Domnul președinte, aș vrea să te la capitolul locuințe sociale. Ce s-a întâmplat cu blocul de pe strada Prâncii? Dacă s-a schimbat destinația, dacă se mai continuă lucrările, știu că s-a început un bloc cu Prâncii și dacă am început lucrările. Știu că s-a schimbat destinația. Este pentru un proiect Venus. Acum vom analiza prioritatea dacă Trecem la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate, proiectul numărul 15 a fost votat. Proiectul numărul 16 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98705 din 30.03.2022 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuț, strada Ștefan cel Mare, fără număr, aparținând domeniului public al municipiului, identic cu imobilul cu numărul cadastral 32215, înscris în cartea funciară la numărul 32215 Rădăuț. Inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. Avizele de la Comisia Sfără, Comisia Economică? Favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Discuții? Trecem la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate, proiectul numărul 16 a fost votat. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98745 din 15.04.2022 privind aprobarea dezmembrării a 6 parcele de teren aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuț, județul Suceava, inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. Se solicită avizul de la Comisia Economică. Favorabil. Mulțumesc. Comisia de Urbanism. Favorabil. Discuții? Trecem la vot, nu sunt discuții. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98751 din 18.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuț, județul Suceava, a 11 parcele de teren, inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. Avizul de la Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică, favorabilă. Comisia de Urbanism? Favorabilă. Mulțumesc. Discuții?
la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate, proiectul numărul 18 a fost votat. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.753 din 18.04.2022 privind închirierea prin licitație publică organizată în condițiile legii a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuți. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Aviz de la Comisia Economică? Favorabil. Mulțumesc. Comisia de urbanism? Favorabil. Discuții? Dar lucrează niciun chem. Trecem la două dată votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate, proiectul numărul 19 a fost votat. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.748 din 18.04.2022 privind aprobarea planului urbanistic zonal PUS și a regulamentului local de urbanism pentru întocmirea documentației de urbanism tip plan urbanistic zonal PUS pentru aprobarea amenajare cimitir parohial împrejmuire situată în strada Salcâmilor fără număr, municipiul Rădăuți, județul Suceava. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Aviz de la Comisia de Urbanism? Favorabil. Discuții? Trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul numărul 20 a fost votat. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.694 din 29.03.2022 privind aprobarea planului urbanistic zonal PUS și a regulamentului local de urbanism pentru întocmirea și aprobarea unei documentații de urbanistic plan urbanistic zonal PUS în vederea construirii unui bloc de locuințe parter plus 4 etaje plus mansardă cu spații comerciale la parter pe strada General Iacob Zadic numărul 1, municipiul Rădăuți, județul Suceava. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Avizul de la Comisia de Urbanism? Favorabil. Discuții? Trecem la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate proiectul număr. Domnul Dorușcan, abțineri sau? Abținere, abținere. O abținere. Ședința pentru proiectul. Proiectul numărul 21 a fost aprobat. Uitarea telefonului. Proiectul numărul 22 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.797 din 19.05.2022 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Chiprianov Andrei și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Se solicită avizul Comisiei de Administrație. Favorabil. Discuții? M-am consultat cu domnul președinte. Am observat că are grijă dumneavoastră. Nu? Păi mi-a explicat că la TNR să dau demisia rapid, la noi durează pe un an ca să președinte. Deși pare cumva ciudat, dar când e vorba de persoană, se plătească în mod secret. Demisia lui Iacob nu e alea? Da. Există. Dacă nu se plătează, poate constata prefectul prin om. Încetarea, dacă nu s-a dat o hotărâre în termen de 30 zile de la administrație, este prăbut. Da, este. Nu poți să fie obligat să fie. În cazul ăsta o să fie cu vot secret la punctul 22. Dacă nu trebuie să-i pună, mai vedea. La noi, nu. Dar acum și domnul 23 se pune pe fiecare. Trecem la punctul numărul 23 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.798 din 19.05.2022 privind constituirea unui drept de
superficie cu titlu oneros în favoarea domnului Isacov Ardenie pentru terenul în suprafață de 111 metri pătrați, situat în municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare, numărul 129, inițiator primar Lorghin Bogdan Andrei. Se solicită avizul Comisiei Economice? Favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Domnul Isacovici. Echipul care este de vădă. Pune-ți, zici ce e vorba. Pune. Da, am spus, suprafață de 111 metri, am o construcție proprietate construită acolo. Vreau să vin cu o normă legalită. Să-i probleme. Și ce posesi. Da. Practic este terenul din clădire. Da, și nu am acces. Nu. Acces. Vă rog. Dar nu este doar de sub clădire, terenul aferent clădire. Clădirea este amplasată acolo. Clădirea are 46 cu precizarea că nu a fost construită acolo, ați punctat-o acolo, ca să fie clar. Dar pentru o hotărâre judecătorească, sunteți proprietarul, vă urmăriți la de succesiune. Hotărârea definitivă și revocată. Terenul este stat român. Proiectul de hotărâre prevede atestarea la apartenență la domeniul privat și... Sau nu este pe domeniul privat, domeniul privat am început pentru hotărârea anterioară. Drept de superficie asupra terenului, cu privire la construcție. Vă mulțumesc. Alte discuții de mai sunt? Trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, a fost votat punctul numărul 23 al ordinii de zi. Mulțumesc frumos! Sănătate! Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98.796 din 19.05.2022 privind aprobarea vânzării de interiorul imobilului teren în suprafață de 300 de metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Pozenului, numărul 55, către Mutescu Ionela Cristina, beneficiar al dreptului de preemițiune. Inițiator primar Lorghin Bogdan Andrei. Avizul de la Comisia Economică? Favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Discuții? Trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost votat punctul numărul 24 al ordinii de zi. Proiectul numărul 25 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.787 din 16.05.2022 privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe din fondul locativ de stat aflat în administrarea UAT Rădăuți, situat în municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei, numărul 35A, scara A, apartamentul 35, inițiator primar Lorghin Bogdan Andrei. Se solicită aviz la Comisia Economică? Favorabil. Comisia de Învățământ, favorabil. Discuții? Asta e al mare sau opi? Care e mare și acolo care sunt prijit. Hai la partia de acela fac cum ar fi. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost votat proiectul numărul 25. Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.803 din 20.05.2022 privind aprobarea alocării sumei de 3.000 de lei din bugetul local al municipiului Rădăuți pentru premierea elevului Cosmin Țucui, care s-a calificat la faza națională a Olimpiadei Internaționale de Istorie și a sportivului rădăuțean Teodor Andronachi, care a obținut medalia de argint la campionatul european de scandal de la București. Inițiator primar Lorghin Bogdan Andrei. Se solicită avizul la Comisia Economică? Favorabil. Comisia de Învățământ, favorabil. Nu știu că vreau să vedeți o precizare. Da, precizarea că vorba de persoane, este secret la final. Aveți bune. Discuții, dacă există?
De ce? Vă rog, domnul Jecan. Da, aș dori să felicit pe domnul Țucui. L-am cunoscut, într-adevăr este un rezultat foarte bun. Practic s-a calificat la nivel național, după care a câștigat premiul întâi și va reprezenta România în Statele Unite. Deci nu este un premiu la nivel județean, ci un premiu la nivel național, locul întâi la istorie. Pe această cale, țin să felicit și pe domnul profesor Teancuriu, care este coordonatorul acestui elev. Felicitări și urăm un succes să ne reprezinte în Statele Unite. Domnul profesor, și eu vreau să felicit pe amândoi, dar vreau să mai spun un lucru, în afară de sportivul răutățean. Mai sunt șanse care au obținut medalii, dintre care 5 au luat pe podium. Și aș vrea să vă rog să facem un medaliu, să-i primim de toți, așa mi se pare corect. Dacă sunteți de acord. Deci ce spuneți dumneavoastră că ți-au fost? De 7 sportivi, dintre care 5 au luat pe podium. Păi dă premiul la toți. Normal ar fi să dea premiul la toți. Dintre care au obținut pe podium. Domnul Mursescu, vă rog, dacă... Dacă aveți de gând să mai premiați, trebuie să fac obiectul altui proiect, pentru că astea deja au toți dovezi de solicitări, așa numai pe faptul că sunt și alții. Mi-a primit dovada... Cine a adus dovada? De cine? Cine solicitat și s-au adus pentru asta? Două. Dar cine a adus? Cine a adus? Cine a adus solicitare? Cum cine? Cine a solicitat? În cadrul elevului Cosmin a cerut liceul prin Adrian Șoară. Da, și în cazul următorul? Și în cazul, nu știu, trebuie să văd, dar s-ar putea să fie... Este în același club sportiv, deci probabil a venit solicitarea pentru toți. Deci, nu. A venit doar pentru un alt chestie. Solicitarea a persoană, l-a luat în cadrul. Dar poate face o solicitarea este pusă la materialul ședințe, deci... Pot spune din partea pentru domnul Andronache, depune este solicitarea domnului Cătălin 92, consilierul... Are și poze? Are și poze? Iar documentele, nu știu, au fost depuse la... La comisie? Corect era să depună pentru... Vă rog, domnul. Deci, domnul președinte, noi propunem un amendament cu domnul Rebe și ulterior să aducă documentele și să dea bun. Ca să mai aștepte încă o lună, nu știu ce. Noi propunem un amendament ca să fie toți premiați. Și propune și suma domnului Verde. Da? Îl propunem toți. Să fim de acord și să fie toți premiați. Și după aia să aducă documente, în condițiile în care aduc acte dobitoare. Au fost cine care a lucrat pe podium. Ok, dar ce spune și domnul director economic? Dumneavoastră spuneți 5-7, vorba de persoane, trebuie nominalizate, documente în spate. Bine, documentele au ulterior, dar numele cel puțin, ca să știu cât. Bun, să vă spun eu. Da, sigur, dacă e amendament, numele la fiecare. Bun, deci este vorba de Rafael Breabăn, care a obținut locul 2 la brațul stâng, locul 3 la brațul drept. Au zis, hai să facem și șoimii, locul ca premiu, cât are 1 și 2. Locul 2 e locul. Diferențiat, sigur. Alex Niculiță, locul 2. Locul 2, da. Bun, acum vă zic locul 3. Rafael Breabăn a obținut locul 3 la brațul drept, deci a obținut două medalii. Locul 3, Iulian Breabăn. Și Andrei Chiprianu, locul 3. Îi dăm un premiu la lucrurile care au mai multe medalii de mulți, mulți. Deci cu locul 3, 1000 de lei, locul 2, 1500 și locul 1, 2000. Corect, locul 1. Așa nu este locul 1 și trebuie 2500 cum o cerem și acest. Nu, dar mai e o problemă că cei care au două medalii le dăm nouă premiu. Nu, nu, un singur premiu. Și premiul mare, să la care au două. Adică premiul mare. Dar aici e făcut o rectificare, dacă îmi permiteți. Având în vedere că la locul 1 se acordă 2000, și atunci îți supui tot locul 1 și îți fii și la el 2000. Corect. Primul amendament, plus 500 de lei la supui. Așa, corect. Vă rog, domnul secretar, dacă. E tot secretar. O întrebare, toți sunt elevi? Supui sigur, da. Fiindcă legislația pe care ne bazăm e pe elevi care...
Nu știu că acum dacă ai 20 de ani poți scrie. Putem amâna să trimitem la comisie să fie în regulă cu... Faceți multă publicitate, când va fi posibil, vom plăti, când vom avea resurse financiare, vor fi o rectificare bugetară, probabil care să prindă și suma asta, nu dacă e în urmă de vreo 5. Dar ce-a trei mii aveți? Da. Când i-a spus? Acum? Nu, sigur că dacă domnul Osescu are un fond de rezervă, se poate aloca chiar și acum în această ședință. Dacă nu are acel fond de rezervă, trebuie, cum a spus și el, de făcut întâi o rectificare pe partea de venituri și pe aia venit pe partea de cheltuieli. Nu are nimic. E ca la aprobare indicatorilor economici pentru investiții. Aprobați întâi indicatorii, după care nu se rapă și pune. Să putem trece să-l votăm. Da, deci supun la vot amendamentul domnului. Nu mai doresc să ne adicat aici. Nu cer scuze, mă. Vă mulțumesc. Stimați colegi, sunt în asentimentul domnului coleg ADJ Cano și cred că și a dumneavoastră, ceea ce privește elevul de la Cărmuzanie. Vreau să vă spun, ca profesor de istorie, că este primul elev din România calificat la Olimpiada Internațională de Istorie și este elev din municipiul Rădăuz. Totodată, vreau să amintesc că municipiul Rădăuz este un municipiu cu elevi foarte, foarte buni. Și ar trebui ca la următorul buget, respectiv bugetul de 2023, chiar să luăm un calcul sau cum va fi componența Consiliului Local în perioada respectivă, să alocăm o sumă mai mare pentru premierea acestor elevi. Am avut an de an elevi calificați la Olimpiada Națională la diferite discipline. An de an avem locul întâi la județ, la diferite discipline. Și cred că trebuie să apreciați acești elevi pentru performanțele lor. E bine cu Scandenberg, e bine cu orice, dar când obții calificarea la Olimpiada Internațională și ești primul din țara ta care obții această Olimpiadă, cred că e o performanță cel puțin la fel de mare, dacă mai mare. Vă mulțumesc. Domnul Olica? Aș dori să întreb cam care este algoritmul de premiere a sportivilor Rădăuz. Deoarece, din câte țin minte, în februarie s-a primit o adresă de la clubul sportiv al domnului Edi Moha, parcă. Au fost niște copii care au ieșit chiar campion la... au jucat pe podium la campionatul mondial. La campionatul mondial și nimic. Nu s-a rezolvat nimic. Avem un răspuns la acea adresă. Nu s-a făcut hotărâre. Trebuie făcut o hotărâre. Pentru că dacă premiem sportivi, premiem pe toți. La Caracu. Da, și-au învățat copiii pe... Curios, există echitate sau care... Păi, dar trebuie să zici cum proiect. Păi, s-a discutat aici? Dar se poate că fi Consiliul Local. A fost. A fost. Ședința următoare, dacă are documente... Toate documentele erau trimise, anexate din grețime. Le reactualizăm. Domnul director de la clubul sportiv, reactualizat. Fără bine. Haideți să supunem la vot amendamentul domnului. Dacă îi dați și citire, ca să știm exact ce spune la vot. Care vor sportiv și ce sportiv. Mai citea o dată. Inițiat proiectul, dacă... Cum va fi formulat amendamentul? Nu, vă zici sub lui, de nou.
Cei care au locul 1, 2000 de lei, locul 2, 1500. Bun, deci locul 1 nu este. Locul 1, băinuțul cu la învățământ de 1000. Da, dar modificăm suma, da? Modificăm suma. Locul 2, respectiv Rafael Breabăn. Teodor Andromachi. Alex Niculiță, locul 2, da? 1500. Și suma de 1000, locul 3. Rafael Breabăn, Iulian Breabăn. Dar nu mai de acasă, zic că... Bun, Rafael o să ia doar locul 2. Asta vreau să spun și eu, asta vreau să spun și eu, că avem prin întâi la... Bun, problema este că la unii dăm și la unii nu dăm. Păi da, asta și este problema. Ce calificație lei de calificația olimpiadă la aia, aia nu cu sport, aia e cu școala. Directorul de la școală trebuie să vină cu documente și noi s-a plăcut la mai și sunt de acord cu ei, dar directorul de la școală, fiecare director să vină. Facem o cerere de acord, facem recuitare cu de-a dat. A trebuit propus, la adresă în școală și... Dar directorul trebuie să știe, eu știu. Da, dar dacă nu s-a dat până acum, nu se știe. Supun la vot, deci amendamentul inițial de domnul consilier Chiron Bernă. Votul pentru? Împotriva? Abțineri. Deci în unanimitate a fost votat amendamentul proiectului. Proiectul va fi aprobat în la momentul respectiv în funcție de sumele care sunt. Vot de persoane, da. Se face vot vă mulțumesc. Proiectul numărul 27 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98.792 din 16.05.2022 pentru modificarea HCL numărul 221 din 28.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. Aviz de la Comisia de Administrație. Domnul Mitrofan, vă rog, dacă vreți să fiți atent. Da, aviz nu ca mai despre. Favorabil. Vă mulțumesc. Domnul președinte, deci ăsta e locul vacant, rămas locul plecat, nu? Da. Deci eu propun de la... În Consiliul de Administrație de la Eudoxul Cumuzac. În Consiliul de Administrație. În Comisia de Administrație. În Comisia de Specialitate. În Comisia la... Economistul local. Deci, în locul domnului Preț, dar propun domnul Gureanu, că dumneavoastră a fost, zic, în locul comisiei. Restul, Consiliul de Administrație, asta a stabilit dumneavoastră maritatea. Unde poți fi prea nou? Dar după aia, când vine maritatea altă. În locul Preț. A, la Chipriane. După aia, când vine maritatea altă. Dacă mai există alt lucru... Dar nu există. Nu există. Vă rog, domnule. Da, și eu consider că e corect așa și partea de politic, dacă zicem așa, domnul Preda a fost din PSD, să fie domnul Greu. Și când o să fie următorul consilier, se liberează locul nostru cealaltă și așa mai departe. Trecem în vot direct, adică să nu mai trecem în vot secret, că nu se să se critică. Propuneți. Da, eu propun pe domnul Gureanu și în vot secret. Și vot secret. Și vot secret. Deci cine este de acord pentru vot direct? Pentru? Împotriva? Și nu mai spuneți vă votați. Bine, știu. Aici nu e conflict. Supunem... Supunem la vot propunerea domnului ministru Tatar. Pentru? Împotriva? Abțineri? Și acum o să votăm proiectul în integralitatea sa. Votul pentru? Împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 27 a fost votat în unanimitate. Proiectul numărul 28 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre
28.791 din 14.05.2022 privind desemnarea unor consilieri locali în Comisia de Vânzări prin licitație publică a unor imobile aparținând domeniului privat al municipiului și în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Eudox Suhurmuzachi din municipiul Rădăuți, județul Suceava. Inițiator primar Logan Bogdan Andrei. Se solicită Comisia Vizei de Administrație. Comisia de Administrație. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții. Aș dori eu să fac o propunere. Doresc să-l propun cu domnul Bărcadă în Consiliul de Administrație la Eudoxul Muzache, având în vedere că sunt mai multe probleme acolo, experiența domnului Tătăr ar fi necesară. Este ok? Domnul Jecau, te dai din cu domnul Tătăr, acum poate poate. Domnul Marius și domnul Lucian. Dacă mai există alte propuneri? Una și bun, suficient. Da. Dar noi votăm punctul 28, da? Da. Nu e vorba de comisie de Consiliul de Administrație. Comisie de vânzare. Și comisie de vânzare și consiliul de comisie de vânzare și bun. Ok. Domnul președinte. Propunere pentru comisia de vânzare, dacă există? Dacă suntem de testi. Eu propun pe domnul Gureanu ca să fie. E comisia buget finanțe. Da, e bun. Domnul Gureanu, de cea mai bună. Deci domnul Tătar la Hormuzachi și domnul Gureanu la comisia de vânzare. Da. Acum o să propun pentru vot deschis, dacă sunteți de acord. Votul pentru. Împotriva. Abțineri. Propunere pentru Comisia de Administrație, unde a fost propus domnul Consiliul de Administrație. Domnul Hormuzachi, unde a fost propus domnul Consiliul de Administrație. Votul pentru. Împotriva. Abțineri. Vă mulțumesc. Votăm propunerile pentru Comisia de Administrație la vânzare. Propunerea făcută de domnul consilier Olarean Aurel. Votul pentru. Împotriva. Abțineri. Acum o să votăm proiectul în integralitatea sa. Votul pentru. Abțineri. Împotriva. Proiectul numărul 28 a fost votat în unanimitate. Proiectul numărul 29. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.807 din 20.05.2022 privind depunerea proiectului elaborare PUC și mult în formatul CIS pentru municipiul Rădăuți, județul Suceava. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componența 10, fondul local, investiția 1.4, elaborarea, actualizarea în format CIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Inițiator primar Logan Bogdan Andrei. Aviz de la Comisia de Administrație? Favorabil. Mulțumesc, discuții. Supunem la vot. Votul pentru. Împotriva. Abțineri. În unanimitate, proiectul numărul 29 a fost votat. Vă rog, domnul Vlad. Dacă tot facem o pauză, cam încerc că am făcut o pauză scurtă. Aș vrea să vă întreb dacă s-a mai făcut un pas în ceea ce privește fondul de OPN. Dacă este la ultima ședință, ni s-a spus că se lucrează, dacă se poate să anunțe. Domnul Tătar, nu mă întreb când vorbim.
sunt ultimele momente în care, ultimii ani în care mai putem accesa fonduri europene, dacă este disponibilă doamna de la fond să ne spună sau să ne spună cineva din primărie ce pas am mai făcut în această privință. Siretul a accesat încă 3 milioane, Arbore, Hovodnic, toată lumea accesează fonduri europene. Mulțumesc! O să vă rog, după pauză, să vă invităm pe doamna ca să vă rog. Dar da, cum se deschide proiectul la 8 dimineața? Domnule consilier, am propus domnului să propun o pauză pentru a se întâlni comisiile de specialitate pentru a avea suficient de nou proiecte de hotărâre. La ședința trecută, domnul Vener a pus câteva întrebări la care colega dumneavoastră nu a avut răspuns. Mai mult decât atât, o axă de care nici nu știa. Vreau să ne spuneți ce pași ați făcut de când ne-am văzut ultima dată, ce proiecte ați mai demarat și în ce fază sunteți cu proiectele europene. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, sunt ultimii ani în care mai putem accesa. Cred că mandatul domnului Bogdan Lăghin este ultima perioadă în care se mai pot accesa fonduri europene și trebuie să profităm de acestea. Eu mă ocupat de fondurile atrase din PNRR și pe PNRR s-au depus și astăzi două proiecte, unul cu implementarea GIS-ului, respectiv actualizarea în format GIS a publicului, localității și a SMUD-ului. Plus două proiecte privind reabilitarea blocului. Fiecare din proiect conține de trei blocuri. În blocurile sunt situate două pe calea Bărbățului, două pe calea Bucovinei și două pe Mihai Viteazu. Trebuie renovate pentru că sunt într-o stare avansată de degradare în ceea ce privește izolația termică, cel puțin, și sunt locuri vieți. De asemenea, s-a discutat despre construirea unei piste de biciclete. Acum am să-ți fac stabilie unde jucăm, în parcuri, în parcurile astea de aici, stau în pe blocuri, încă nu s-a stabilit locația. Plus, vrem să facem o platformă pentru strângerea, colectarea deșeurilor provenite din construcții. Pentru că, în momentul de față, deșeurile din construcții se depun pe malurile Secezei, Geviței și nu avem o platformă pentru colectarea acestor deșeuri. Deocamdată, că domnul primar mai dorește să accesăm când va fi deschisă axa și camere de supraveghere pentru la intrările în văduri, pe domnule principale, pentru a avea control asupra tuturor transporturilor ilegale sau turistului. Vă rog, domnul Cătar, dacă ați spus pe domnul Sescu, dacă colega dumneavoastră a dat vina dumneavoastră, v-ați făcut multe înțelegeți. O întrebare scurtă și obiect. Vreau spune mie, care sunt condițiile de ca să se facă o pistă de biciclete în planul național de rezistență? Și care sunt condițiile? Sunt și condițiile acolo, eu știu la tine. Care sunt condițiile și care e itineratul? Itineratul nu a stabilit terenul, pentru că nu avem un stabilit teren. Condițiile, ca să stabilezi terenul, trebuie să îndepliniți și condiții acolo. Domnul Chiron, dacă aveți de completat ceva? Pe ce compoletă să fiți de completat 10? Da. Adică e deschisă de cât timp? De două săptămâni.
Deci noi nu știm unde poate. Nu, dar nu trebuie acum. Da. Dar sunt fine. Nu, se deschide. Nu am făcut acest lucru. Terenurile din partea nu sunt împărțite exact cum ar trebui ca să fim de pe urmă la Părășoasă. Domnul Ursescu, v-am pus o întrebare și vreți să faceți piste de discreție și nici nu știți ce trebuie condiții acolo. Vă sunt niște condiții cu intrări, cu ieșiri, cum se închide inelul, nu știți, dar nici n-ați spit, n-ați făcut curățat să știți. Domnul Nicola, vă rog, dacă sunteți mulțumit de răspunsul la întrebare și dacă mai lăsați, nu trebuie. Eu că tot n-am primit niciun răspuns, vreau să vă întreb, s-a plătit o finanțare pentru o firmă de consultanță, înțeleg, da? De ce aveți nevoie de această firmă de consultanță? Pentru că, pentru a depune proiectul ăsta cu blocurile, unde a dezvoltat termica blocurilor, avem nevoie de expertiză tehnică și certificate energetice. Și aceste două componente nu le putem face noi. Dar știți că acest proiect pentru care ați depus acum este închis și șansa de a lua banii, adică ați pierdut terenul ăsta, mai există o șansă, dacă vor mai fi bani, să vi se aprobe acest proiect din ceea ce rămâne în luna august, da? Da, pe atunci în luna august. Deci, nu se... Și acum depunem, dacă cumva un proiect este respins, veni sau ceea, s-ar putea un proiect să fie respins, să nu fie, să nu se încadreze în condițiile lor și atunci vom depune acum să vedem dacă e un respins, poate intra în nou, dar... În principiu și n-au să se depune din nou. Avem toate documentele, iar cum am dat, am făcut expertiză, dar am făcut certificat energetic, depunem imediat în august. Se întreabă foarte repede platforma, dacă nu avem expertiză, nu avem nimic, în două ore s-au încărcat 40-400 câteodată de... Bun, dar cum reușesc toate primăriile de România să se depună în timp util în prima și a doua zi, iar dumneavoastră în condiții din care nu aveți absolut nimic accesat pe fonduri europene, nu reușiți să depuneți fumul care este activ în timp util? Noi le facem astea prin gaz. Sunt foarte mulți. Sunt 25 de proiecte prin gaz. 25 de proiecte. Deci, e o muncă enormă. Părinții, da. Galo? Păi, Galo a făcut o fișă de proiect, dar în rest, noi implementăm în continuare. Bine. Eu consider că plătim o cotizație de 50.000 dacă nu mă luăm Gal. Anual. Anual, de ce nu face Galo dacă nu știu, sau dacă această primărie se mișcă greu? De ce nu face Galo? Și chiar dacă venim cu o diferență de bani, dar cel puțin să accesează aceste proiecte. Deci noi știm foarte bine cum să ne angajați în primărie. N-au pregătirea necesară, n-au dificultate, n-au nici putere, nici voință. Sau neputință, nu știu, ca să zic așa. Că noi am specialiști, dacă așa plătim 50.000 de lei cu cotizație la Gal, să știu. Deci o suplimentare, dacă e nevoie. După cât nimic, tot ceva să... El să miște repede, am văzut, dar cred. Și ar fi ca cazul să luăm decizii în acest sens. Și are dreptate că nu știu la urmă. Că poate în clasă de loc și comunele sau alte localități și alte orașe ne iau înainte. Trebuie să ne sesizăm în acest sens. Vă rog, ce legătură au proiectele de astăzi cu Galo? Și atunci de ce îmi vorbiți de Galo? Când Galo își face treaba și a dovedit până acum a accesat Galo, a mers înainte, ok. Ce legătură are ceea ce discute cu dumneavoastră cu Galo? Mi-ați spus că noi implementăm proiecte finanțate prin fonduri europene. Și am zis că sunt proiecte care sunt în lucru la noi, propuse de Galo. Ei au depus fișa de proiecte, ei au depus proiectul, dar în afară de depunere este perioada de implementare, care e foarte grea, după aceea de monitorizare. Sunt mai multe perioade. Proiectul nu depui și gata, ai scăpat. Trebuie să implementezi după aceea. Vă rog, domnule, cea mai bună variantă, cum ați spus domnul Zicolaborul, este una trecută externalizarea serviciului, că beneficia unui zbori, care este de ajutorul acestui serviciu. Și este singura șansă care are rădăuciu, deci trebuie să o vedem foarte clar, să fim lucizi cu tot dragul pentru compartimentul din primărie, nu țin să se închidă departamentul de fonduri europene din primărie, pregătiți documentația, veniți în sprijinul colaboratorilor care veți avea, dar nu aveți capacitatea de a accesa fondurile europene. Vorbiți de o pistă de bicicletă de 100-200 de mii de euro în momentul în care în România primăriile de la țară, din comune, accesează sute de mii de euro.
Adică și milioane de ori. Deci nu știi condițiile care trebuie să termine accesul proiectului. Deci condițiile, deci acolo sunt condiții. Alte discuții de acum sunt? Deci la proiectul domnului. Și care e, până la urmă, concluzia? Cine e puterea de decizie să ne dea un răspuns în acest sens? Sau ce să va demara în viitor? Să nu se spun, văd depășit, sincer, văd depășit de... Asta văd domnul viceprimar să vedem. Când va reveni domn primar, bănuiesc că va analiza ce ați discutat dumneavoastră aici. Neapărat. Și va lua o decizie, în asemenea. Sunt o să. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 30 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de renovare energetică a unor blocuri situate în municipiul Rădăuți, județul Suceava, trei blocuri de locuințe, bloc numărul 4, strada Vorovățului, numărul 77, bloc numărul 71, strada Vorovățului, bloc strada Mihai Viteazu, numărul 3C, a descrierii sumare investiției compuse a fi realizate prin proiect și a cheltuielilor aferente acestea. Comisia economică. Favorabil. Comisia economică. Alte discuții? Vă rog, domnul Tătar. Deci, în primul rând, și vreau să consemnez în procesul verbal, acest proiect de hotărâre este incomplet. Pentru că am un proiect să depună pe Planul Național de Rezidență, va niște credințe să aibă expertiză tehnică și eficiența energetică. Eficiența, aici avem numai eficiența, expertiza tehnică nu avem. Și noi nu putem aproba un proiect fără expertiză tehnică. Nu știu cum l-aprobăm noi, în fine. Cu toate că e târziu, dar vă spun că nu are expertiză tehnică. Obligatoriu. Trebuie expertiză tehnică și... Nu. Deci eu am depus proiectul și știu exact ce trebuie vorbesc. Deci trebuie expertiză la clădiri, trebuie expertiză tehnică și trebuie eficiență energetică. Aici este cel mai eficient energetic, e expertiză tehnică mea. Și riscăm să ne... Păi nu, când dăm acolo, e stat nici să-l primești. Deci, voi, dezamnarea și noi cum aprobăm un proiect de hotărâre care e expertiză tehnică? Este expertiză? Poate nu-i spune domnul Moise. Expertiză tehnică va fi depusă luni pe platforma electronică. Deci încă nu-i făcută. Păi, dar noi aprobăm un proiect care e expertiză tehnică. Cine scutăm? Vă rog, domnul. Luni? Da, e. E posibil venim luni să da. Este posibil să completeze în momentul plângerei clarificării să vină și cu no, acea expertiză. No, no, no. Noi nu are rost să ne încurcăm. E urgent să ne încurcăm. Eu vă spun că nu este de la. Pune expertiza în cap, în sistemul și expertiza. Cine depune? Dumneavoastră îți depune sau? Da. 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 Pe negociată, doamna Mitru, că era fel la proiecte. Domnul secretar, cine ne poate spune care este forma legală în care putem vota acest proiect și dacă ceea ce spune domnul Tătar se confirmă? Care sunt în proiectul de hotărâre sunt preluate de expertiza tehnică, contract existent cu firma care a întocmit-o. Domnul se spune doar cum n-a recepționat-o de asta. În format electronic i-a transmis. Să fie ilegal, dacă vreți. Dacă nu, o să meargă proiectul la București, să vină apoi. Ok, nu e trimis pe amândouă la comisie. Și luni dimineață, venim și îl trimit. Da, e retrimit eu. Deci ok. Nu? E cel mai corect. Da, da. Domnul cineva, da, domnul președinte. Eu ne-am propus. Da, domnul președinte. Deci am să propun retrimiterea la comisie pentru aceste două proiecte, 30 și 31. Voturi pentru? Împotrivă?
Materialele nu mai e ca viziunea pe aceste lucruri. Nu, nu mai materiale, nu mai trebuie, mai eficiența tehnică. Vă mulțumesc. Trecem la diversie. Punctul numărul 1. Adresa instituției Preții Cluj. Deci, adresa instituției Prefecturii Suceava, numărul 4220, din 10-a 1-a, din data de 13-a 4-a 2022, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Rădăuți, sub numărul 6585, din 14-a 4-a 2022. Nu sunt ori, chiar mai și totodată.
Citesc o întreabă. Da. Nu, nu, numai partea finală acolo. Când au contestat, ia. Ce scrie? Cum scrie? Supunem atenție dumneavoastră faptul că în situația în care ulterior emiterea prezentei adrese se vor identifica elemente noi care nu au fost comunicate prefectului și care se afecteze concluziile comunicările efectuate, primarul, secretarul, președintele de ședință, răspundă în condițiile legii. Acum are o mânăvălărea, da? Acum se vor identifica elemente noi, nu? Sigur. Prezentare caracterului informare, în scrimiță, în scopul de a produce efecte juridice. O informare. O preghiție. Asta e, vreau să-și facă de lucruri. Punctul 5, da? De 5, da? Punct de vedere, privind la hotărârile de la 48 la 49, adoptate în ședința de 18 a doua. La fel nu sunt obiecții. Punctul 6. La punctul 6 de la diverse, adresa Camerei din Conturi Suceava, numărul 35.181, de 7.4.2022. Registrată la primăria municipiului Bădăuț, numărul 6348, 12-a 4-a. Mi se face cunoscut faptul că prin hotărârea primului curții din contul numărul 8 de 14 ianuarie s-a aprobat raportul privind finanțele publice a Comisiei Suceava pe anul 2022. Raportul conține sinteza constatărilor rezultatelor acțiunilor de control și audit efectuate de Camera din Conturi Suceava pentru exercițiul financiar al anului 2020. Pentru consultarea acestui raport, veți accesa pagina de internet a acestei conturi la adresa www.contodeconturi.ro, în cadrul secțiunea Curtea de Conturi, ca parte de audit. Am pus la dispoziție, orice persoană poate accesa și... Ca informare. Da, da. La punctul 7 de la diverse. Este adresa spitalului. Domnul manager Navratul solicită demararea procedurii de trecere a terenului cuprins între clădirea spitalului și strada Calea Bucovinii, în administrarea spitalului municipal Rădăuț, pentru a se amenaja o parcare în vederea utilizării traficului în zona afară spitalului și acoperirii locurilor de parcare a solicitărilor crescute. Domnul manager este prezent. Da, am să reiat oportun această solicitare, pentru că, după cum știți, acolo e foarte aglomerat, probleme și cu ambulanțele, mai bine unii parchează, furnizori, catering și tot așa. Cred că modelul Suceava poate fi implementat și la Rădăuț, poate fi și o sursă de venit. Acum rămâne la apreciere noastră să la OAT-ul să demareze procedurile și a rămâne de a vota astfel de trecere. Sperăm să găsim și finanțare proprie în bugetul nostru pentru așa ceva. Ideal ar fi să facă primăria, probabil să nu se bagă pentru asta, schimbăm aproximativ așa la 150.000 de euro, cred, 4.000. E doar o estimare. Avem un proiect făcut, un plan mai mult, care e foarte fluid. Ar fi de mare ajutor și o ieșire în strada Calea Bucovinei. Vedem care sunt procedurile pe lângă blocul poștei pe acolo, pentru a face din blocul poștei un fel de sens generator mai mare. Astfel încât oamenii, avem un plan prin care oamenii să intre în curtea spitalului dinspre biserică, dinspre Mihai Viteazul, biserică pe acolo. Și să iasă tot pe acolo, pentru că cu barieră, să nu punem două puncte de intrare și să fie un singur punct pe care să-l deservim cu o singură persoană. Ambulanța va avea același traseu, de acum, doar ea intră pe intrarea mare, intră și iese pe intrarea mare, cu sens giratoriu în zona urgențelor și acolo exclusiv pentru ambulanță va fi. Ieri am avut o situație în care au fost 6 ambulanțe simultane în curtea spitalului. Vă rugăm să apreciați și să analizați această situație și orice sugestie binevenită. Dacă tot suntem la capitolul parcări și locuri de parcare, poate nu spune domnul viceprimat când se va pune bariera aia în centru. Și încă o întrebare, ca să nu mai întrerupă din nou, două întrebări. Baia publică și foarte mulți părinți mă întreabă când se va deschide piscina. Mulțumesc. Bariera în centru momentan se va pune pentru că vă dați seama ce îmbuscată s-ar face acolo. Avem, lucrăm acum la un proiect mai amplu pentru centrul orașului. Momentan, deci, bariera nu va fi pusă în folosință. Așa. Doi, baia de abur
Domnesc că domnul Jecan vă poate explica care e situația cu baia de aur, că e la el. Așa, și trei, ce ne-a zis? Piscina... Cazinul de mult, din ce știu tot, suntem în discuție acum cu serviciul comunal, să vedem dacă de putem preda lor. Nu se poate. O întrebare e și dacă aveți... Ca să nu mai angajăm alte persoane, poți să o putem. V-ați gândit în vreo secundă să externalizați acest obiectiv? Cred că este cea mai bună măsură care poate fi luată. Iar legat de barieră, dacă acest sistem nu este funcțional, putem proceda ca și în Suceava la tribunal și în orice oraș din țară. Autotaxarea, te duci la aparatul de taxat, îți plătești perioada în care stai în parcare, iar poliția locală sau cineva, un angajat al primăriei, verifică foarte simplu cu un telefon dacă s-a plătit taxa de parcare. E cel mai simplu sistem și care aduce cele mai multe venituri. Da, ca să știți, sunt comandate deja 6 aparate de taxat. Sper că luna viitoare, maxim 2 luni, să le sunt deja comandate 6. Vă rog, domnul președinte. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, referitor la problema care a adus-o în discuție domnul manager Batră, având în vedere că a menționat faptul că ar realiza această investiție din fonduri proprii, ceea ce înseamnă că primăria nu ar avea bani de cheltuit, asta înseamnă că ar trebui să urgentăm, domnul secretar, ce documente sunt necesare pentru această investiție. Dacă am înțeles bine, domnul manager a zis că din fonduri proprii, adică asta ar fi ideal, având în vedere că nu trebuie să contribuim, deci de ce să nu să realizeze această investiție. Referitor la baia comunală, aș avea o întrebare la domnul Ursescu, dacă Consiliul Local ar fi de acord. Am putea pune la dispoziție de îndată, am obținut toate avizele necesare care se obțin periodic de la gaz. Dacă ar putea fi subvenționată într-un fel sau altul de către Consiliul Local, fiindcă este imposibil să acoperim costurile cu gazul și cu toate cheltuielile care ar fi dacă am pune în funcțiune. Nu este domnul Cusescu. Nu este domnul Cusescu. Dar să fie legal, s-ar putea avea o creată să spune. Bun, dar credeți că nu ar face față în solicitări atât de multe, întotdeauna este plină baia de apă, măriți prețul la bilet. Asta e situația. Încercăm o lună de zile, o redeschidem. Tot doresc, tot foarte mulți rădăuțeni să redeschidă baia de apă. Faceți un preț real la bilet, să plătească toată lumea biletul pe ore sau cum decideți dumneavoastră. Nu merge într-o lună de zile, demonstrați că nu funcționează, nu se scot cheltuielile și închideți. Dar o ținem așa și nu oamenii spun că suntem de rea voință și dezinteresați. Este adevărat, având în vedere că sunt și toate avizele, deci am putea să o punem în funcțiune. Eu am să fac o notă de fundamentare, am să vă duc la cunoștință, chiar și pe grupul de WhatsApp, în următoarele zile, ce ar presupune un bilet la minim 50 de persoane și așa mai departe, la prețul gazului de 800 de lei megawatt-oră. Deci, în următoarele zile, am să întocmesc o notă de fundamentare și să vedem care ar putea fi prețul la o estimare de persoane și să vedem dacă putem da domnul sau nu. Deci nu spun prima de profit sau așa, dar sunt foarte mari costurile cu gazul. Discuția asta mai fost cu interior acum vă trei săptămâni, a fost 4 săptămâni, tot așa, că se va face un preț. Atunci când am cerut și eu, a trecut o lună de atunci. S-a cerut că trebuie tot, domnul. Eu mă gândesc că avizele sunt gata, am intrat eu avizele pentru funcționare. Aș propune ca să facă o funcționare mixtă. Atât să se consolideze și primăria și să vedem cât să clienților o să fie în... Nu cred că avem bani să avem cu o cofinanțare, cu o susținere financiară la baia de apă. Este domnul Ursescu, cred că ar fi măsură să-mi dea răspunsul de cel mai potrivit. Nu avem, noi nu-i partea asta. A fost. Nu,
închideți. Nu oprit, am Baia de apă nu face parte din inventarul domeniului public sau privat al municipiului. Este un bun în proprietatea societății. Nu putem interveni în niciun fel în realizarea de investiții sau prestarea de servicii noi. Cum s-o predea? Păi asta înseamnă că nici central nu se sute în bar? Nu, central are al statului. Central aici și apelul cu părerea ce centrală. La cele două cazane. În domeniul problemei municipiului dată, iată, folosiți la administrare serviciilor comunale, are alte gen de utilizare a sistemului. Eu îi propun... Domnul Chian a venit cu o idee foarte bună, să încercăm externalizarea. Făcută public, poate cineva are curajul să încerce. Domnul, externalizarea nu te face noi toți locul. Păi tot, serviciul comunal, serviciul comunal e în partea lor, bunul și fiecare lui. Este societate ca orice societate. Poate vinde orică. Sau, da. Ei, asta sunt SRG, cum se caută? De ce? Toate bunurile? Ei ar trebui să presteze serviciul. Da! Poți să închirezi. Mai este că dacă serviciul comunal nu reușesc să o facă eficient, să eficientarizezi, cine altcineva? Asta și-o întrebare, oamenilor. Oamenii leagă un preț. Un preț, asta vă spun, preț, să-l publicăm, să știe de pe cineva. Întreabă un preț. Ce știe? 100 de lei, 80 de lei, aveți un preț? Spuneți, faceți un calcul cât de cât, asta am spus o lună de zile în urmă. Dar am făcut eu un calcul prin calcul și în jur de 220 de lei pe persoană. Deci ar fi foarte mult. La câte persoane? La minim 50, o medie de 50 de persoane. Asta e o preț. Asta e pe o lună, nu? 220. Nu, voi intra în abonament. Voi intra, dar ce să-i persoane pe cât, pe ce perioadă? Nu, stați că nu am înțeles. 220 de lei, de lei o singură intrare? O singură intrare. Nu cred așa, ce la ceva. O dată, nu cred așa. 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 După cum te-ar știi foarte bine, dacă are ce știi să ne zic exact. O să-mi dea dreptate, consumul la casă este foarte mare. Sau ineficient, trebuie dat cu zi înainte de locul acasă. Sigur că da, dar nu poți dat cu mai bine zi înainte, dar nu 8 ore. Poftem? 8 ore, da. Da, minim 8 ore înainte, ținte cineva să fie un coșe de... Trebuie să vă gândiți că avem și un băzut. La început de alcool, jocul. Acela o problemă de gestionare, că costurile sunt foarte mari, iar orice acces, orice... Domnul general, uite la Suceava, este un privat acolo, care a pus o labură, acolo unde a fost baia publică. Și acolo este unul și vedeți cum se descurcă și fie modelul. Având în vedere că noi cu toții suntem aici acționari, dacă am un acord din partea dumneavoastră, cel puțin la diverse. Ce acord? Să fac un acord în ideea ca să nu hotărâm noi eu ca administrator sau colegii mei din ABA că am externalizat și după aia că vin de ceva de discuții politice. Să mereți luat modelul. Eu nu, cazul ăsta cum a propus domnul Chiron. Să dăm drumul luni zi, să vedem cheltuielile în care sunt, să vedem populația care vin. O să avem ce trebuie, pentru că le-am de mai. Da, e o chestie de an. Deci vă pot spune, în anul 2019, având în vedere că a funcționat, la prețul gazului de 130 de lei megawatt-oră, în contabilitate au fost înregistrate pierderi de 210.000 lei pe tot anul, 2 miliarde, la prețul gazului de 130 de lei megawatt-oră. Acum este 800 de lei megawatt-oră. Intre pe un teleminat. Intre pe un teleminat. Cât era valoarea de lei? Dacă voi faceți cheltuielile lor și aveți cheltuieli, pe încasare din nu știu câți lei și când la prețul final îi pui, bineînțeles că îl faci în pierdere pe asta. Nu spune mie. Nu spune mie cum faci în pierdere. Să aceste pierdere mai putere. Să vorbesc foarte, nu vorbesc de pierdere, vorbesc de unde rezultă pierderea. Pentru că voi acolo faci să-l tratați cheltuieli la găleața acolo, cum se spune așa, îi faceți și băgați în funcție de ce vreau de afaceri, atât. Și baia publică încasează și ea. De exemplu, ia uite să vezi, ia de un consiliu local, să vezi cât ați avut cheltuieli indirecte acolo, pus pe, în afară de
din consumul efectiv. Cât ați adăugat acolo la, la baie publică pe locul? Și atunci de discutăm. Să zicem că s-au adăugat 30%, nu știu, pentru o nu 30, 30 și puțin. 30 și puțin. Se face pe prețul gazului era 130 de lei megawatt. Eu nu vorbesc de prețul gazului. Vorbesc de prețul 5 la bilet. La 130 de lei. Cât era prețul? 30 ceva de lei. Și vor trece la să le aplice. Pentru că bunurile la comunale sunt în subordinea consiliului local, exact. Eu consider că ar fi bine de objectul, vă luați o grijă. Faceți o adresă și cedați acel bun la primărie. Iar primăria, de ce? Sunt bunurile... Ok. Iar consiliul local, cu zbunii domnului Chian, pot să externalizeze, pot să... Adică și-o asume consiliul local, nu și-o asume domnul Jecal. De ce și-o asume domnul Jecal? El face anticalculații, face nu știu ce. Nu, încercați pe externalizare, dar prin hotărâre, prin consiliul local, prin proiect. Și vedem dacă o să fie cineva interesat. Eu consider că comunale, nu, nu ar trebui să mai gestioneze acel lucru. De ce să-și face capul cu sub privan? Eu, dacă nu doar. Și doi, bazinul de not, după cum bine știm, peste tot, trebuie subvenționat de primărie. Trebuie primăria să vină cu o parte din mercosuri, să le acopere, să-și caute venituri și să dea drumul la bazin de not. Păcat că sunt bani investiți și se degradează. Și dacă o spunem așa că s-a scumpit, începe să spuneți, veniți așa cu o teroare și cu o groază și cu o panică și cu o frică. În cazul ăsta, noi nu mai trebuie să ne mișcăm deloc. S-a scumpit. Și s-a scumpit gazul. Na, normal. Asta nu înseamnă că ceasul se oprește și noi trebuie să ne oprim cu toți pe loc să stăm. Trebuie să mergem înainte. Mergem la, cu frâna trasă, mergem cu parametri mai mici, dar aceste două obiective trebuie să ne deschidem. Nu e atât de urgent de baia. Sunt doar câteva persoane care vor baia respectivă. Eu consider că și acele persoane trebuie băgate în seamă, dar cel mai important lucru, dați drumul la bazinul de nord. Dați drumul la bazin de nord, că sunt foarte multe solicitări și chiar și eu m-aș duce la bazinul de nord să notăm că de asta ai și făcut cu acei bani europeni. Mă rog, domnul Chiron, dacă vreau să sper să-i las bazinul de nord în linia de treabă. Domnul director, în ce stadiu cu centrală? O chestie centrală? Care centrală? Bazarul, bazarul. Cum bine știți, la începutul anului, când am aprobat bugetul, s-au alocat sume de bani pentru această investiție, proiectare plus achiziție cazan, deși cu siguranță la rectificare va mai fi nevoie de o sumă de bani, s-a încheiat un contract cu o firmă, nu știu eu, parte din Bacău, pentru proiectare. În maxim 30 de zile vor finaliza proiectarea, adică ei vor întocmi toate condițiile necesare pentru achiziția acestui cazan. După o lună de zile vom ști cu exactitate cam ce costuri ar presupune unul din cele două cazane să reușim în acest an să îl schimbăm. Cam la ce stadiu suntem? Cum bine știți, avem 500.000 de lei pentru achiziție. Cu siguranță nu o să ajungă bani, dar vom ști într-o lună de zile exact suma necesară pentru achiziția acestui cazan. Și montarea? În ce măsură ne putem încadra până la... Deci am văzut octombrie nu se poate. Nu se poate. Nu e posibil la noi. Să sperăm că ne vom încadra, e problema de costuri. Dacă vom găsi finanțare, 500.000 de lei înseamnă 100.000 de euro. Minim 200.000 de euro ar costa un asemenea cazan. Implementarea și montarea lui ar dura în jur de 3 luni. Vă rog, domnule. Vorbeam acum cu domnul Vetner, îl întrebam oare dacă panoul de solare ar ajuta la, la piscina. Ce mai e de faptul că sunt și, sunt și fonduri, acoperișul ăla este perfect pentru a amplasa panoul solare, cred că ar fi o... pentru că e circuit permanent, nu? Ce? E circuit permanent și nu ajută, nu? Nu,
ok, mă mulțumesc. Nu știu dacă ai voie să faci modificări. Da. Să-mi vezi. Ținând cont că se vândă de la stat. Domnul Chivei, vă rog. Da, referitor la ceea ce a adăugat domnul administrator unic, domnul Jecaro. Noi chiar am discutat despre venit de atunci, domnul Jecaro, de vreo câteva luni. Cazanglii s-au făcut, hârtiri s-au trăit către primărie, la fel fost spuneți, dar ceea ce nu am înțeles eu tare bine, acum am auzit la dumneavoastră că nu o n-o să mai fie două cazanglii, să fie unul. Ele sunt două, unul trebuie să reparăm și unul se schimbă. Vă dați seama că nu e o sursă de finanțare de schimbare a ambelor cazanii într-un an de zile. Să sperăm că vom schimba unul din ele, ar fi ideal. Sursa de finanțare, după cum ați spus și atunci în ședință când am avut, ați spus că nu puteți să o asigurați și că trebuie să se implice primării. Noi, serviciile comunale, sub nicio formă, noi suntem operatori. Proprietarul acestor cazane, acestor centrale, este primăria municipiului de Ordeu. Acum, la ora actuală, domnul Osescu, dacă îmi puteți spune, sunt bani în cont ca acest cazan să fie achiziționat luna asta sau următoare, pentru că durează minim 4-5 luni, din ce am înțeles, să se pună funcțiuni, să se testeze, să se monteze, să se producă. Producția luna durează 6 luni. Cum vă spus, 6 luni de durează producția. Nu, un pic să răspundă domnul Osescu să ne spună financiar cum stăm cu situația. Cum v-a spus și domnul director al serviciilor comunale, în buget este prinsă suma de 500.000 de lei, că au primit investiții de jumătate. Clar, nu ajunge. Mai avem bani? Alte surse? Nu avem bani. Nu veți fi bani. Banii nu vin de undeva. Deci noi trebuie să găsim o sursă de finanțare. Sursă de finanțare pot fi venituri încasate suplimentar față de ceea ce ne-am propus în casă. Nu sunt din sursă clasă, din alte conturi, din alte natură, bugetare, din bugetul stat sau din fonduri externe. Și nu se vede această finanțare ce sunt plătate, alte fonduri. Dar local. După jumătatea anului, după prețurile lunii-iunie, este posibilitatea ca pe rectificare bugetară să luăm de la unele poziții de investiții care nu se mai realizează sau la care s-au făcut economii. Cum ar fi astăzi? Nu, dar sfârșitul lunii-iunie, deci începând luna iulie, după jumătatea anului. După se analizează bugetul, lista de investiții, dacă se fac economii la unele investiții sau nu se realizează. Altfel, se pot lua bani de acolo și repartiza pe alte subiectare de obiective de investiții. Dar până atunci o să fie prea târziu, cred. Nu se mai poate implementa acela. Ok. Nu, dar vreau să spun încă o dată. Asta voiam să spun și eu. Cred că nu veți reuși să implementați proiectul, nu veți reuși să dați drumul la centrală până vine iarna. Da? Dacă vi se pare că se rezolvă lucrurile atât de repede, mai ales la Rădăuți, Doamne ajută, dar eu nu cred că dacă la începutul lui august veți avea banii, veți avea timpul necesar. Domnul Cătar. Vă mulțumesc, domnul președinte. Unu, bazinul din nou. Din punctul meu de vedere, colegele mei este să dea, să părerea bazinul la clubul sportiv, că ei se ocupă cu toate tipurile de sport acolo, clubul sportiv să preia bazinul din nou. Și să-l preia, uite că s-a angajat acolo, să ce trebuie, dacă nu facem contract de mentenanță cu cineva, și aici n-a problema. Deci, fără archi... deci nu se poate da nici, este bazin didactic, nu se poate da nici la servicii comunale, nici nicăieri. Primăria trebuie să-l administreze. Eventual, următoarea variantă ar fi la o școală. Dar dacă dați la școală, nu au ce căuta persoanele fizice, ca să fie vorba. Cel mai bine este la clubul sportiv. Doi, referitor la cazan. După cum o spune domnul director, luna viitoare, de pe 30 iunie, vom avea proiectul. Să fie foarte clar, nu se va putea înlocui acest cazan în acest an. Nu vorbim de sursa financiară, că până odică sursa financiară îi dai avans la cel cu cazanul, că vine la contact și dai diferență, îți faci rectificare. În momentul de față, suntem în luna mai și nu s-a luat nicio măsură. Deci suntem în luna mai, finalul luna mai, deci nu s-a luat nicio măsură. Exact cum discutăm acum, cu Planul Național de Redevență, că nu se mai înțeleg măsură, aceeași treabă. Eu aș întreba pe cei de la fondurile locale, că este o axă deschisă pe Planul Național de Redevență, privind da. Și acolo se putea fi da. Centrală din da. Generale, pe fondurile locale. Nu înțeleg cum citesc și de ce m-a făcut acest
proiect, acolo nu era mai simplu, era mai simplu. Partirea a făcut, depus pe plan națională de reziliență și obținut pentru generale, că sunt prioritari. Și 100% se dădeau bani. Avea unul... Nici nu se face, nu se dorește să facă așa ceva. E ca de normalizarea serviciului. Referitor la clădirii și răspund domnul Olareanu, 9 secunde. Deci clădirea băiei publice este patrimoniul societății Sergiu Comunale. Nu se poate prea la primării decât contra cost. Și comunarea cu ele. Nu contează, deci contra cost, vă spun eu, sigur. Trebuia fost în local. Da, dar se ia, când înstrăinează un pun, nu poți să înstrăineze, deci noi am cedat și un cuplu de niță, când eram noi director, tot contra cost, am cedat o bucată de interes, o cuplu de niță în spate. Deci cunosc foarte bine legea și vă spun eu, deci Sergiu Comunal, dacă se înstrăinează bunuri, cu aprobarea Consiliului Local, poate ne înstrăina prin instanțe publice decât contra cost. Domnul Nicolau. Nu știu dacă servicii comunale poate să acceseze fonduri europene pentru care datorii, deci nu se poate accesa pe ele. Domnul Nicolau, vorbim paralel. V-am spus planul național de redevență, nu-i la servicii comunale, e la primarie. Nu de asta, eu, domnul primar, vorbim de aceste, de sistemul de încălzire de la servicii comunale. Deci, domnul, mă repet, este a primăriei, nu e la servicii comunale. Deci primăria este a comunalilor centrale. Asta am văzut și domnul Sescu. Domnul consilier Nicolau, chiar și să nu avem datorii, noi suntem operatori, nu suntem proprietari, acolo nu avem ce accesa fonduri europene, e o chestie care nu este a noastră. Deci primăria este acceptată. Practic, servicii comunale doar administrează, nu este proprietar pe el. Și serviciile comunale are și bunuri în proprietate, cum este baia comunală, din păcate, dacă era administrată doar de noi, o predam înapoi la primărie. Deci face diferența între baia comunală și WC-ul public, domnul Lărean. WC-ul public era domeniul public care l-a predat. Baia comunală n-am să predau din cauza că era bun public. Bun, dar face o mare diferență. Stăm cu el așa închis atunci, și stăm și găsim... Eu sunt de acord cu asta, avem dreptate. Comunale nu poate să am la toate, nu? Domnul Jucau, poate cuvinte pentru rădăuțeni, iarna care urmează, la ce ar trebui să aștepte? Să aștepte la frigare. Ne pregătim unul din cazane, acum suntem în procedură de achiziționa mai multe componente, de a schimba vane și alte lucruri necesare, iar la celălalt sperăm noi că în această toamnă să achiziționăm un cazan, să sperăm că nu va dura atât de mult, să putem găsi poate unul în conservare sau o variantă de genul acesta, să este lucru. Nu, 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 și în conservare, îți praf, dar banii verbic. Sunt câteva variante prin România care nu au fost folosite deloc, au fost achiziționate de diferite inovateuri. Cum au fost conservate? Nu, conservate, nu au fost folosite. Iar o centrală în Turcia durează 3 luni de zile achiziția ei și până sosirea și așa mai departe. Domnul Jucau, cu permisiunea domnului Nicolau, un pic o să-l întrerup. Atâta timp cât avem un lucru care este stricat și tot îl cărpim și încercăm să funcționeze la niște parametri, deci să ține ca să achiziționeze ceva tot la mâna a doua, second? Nu ați înțeles, nu am zis second. Ar fi o variantă care, o centrală care nu a fost folosită niciodată, au fost achiziționate 4, s-au pus în funcțiune 2. De exemplu, am zis o variantă, nu știu, e licitație publică, sume foarte mari. Eu v-am zis una din variante. Nu că se cumpărăm secret, sunt nicio formă. Vă mulțumesc, domnul Nicolau Vescu. Vrem sau nu, aceasta este cea mai mare problemă pe care o vom avea. De aceea, pentru că există posibilitatea să accesăm fonduri europene și nu avem bani la, și nici nu o să avem buget anul acesta pentru așa ceva, am rugămintea ca la următoarea ședință, chiar dacă la ședințele extraordinare sau de îndată nu se dezbat probleme de la diverse, să vină cei de la Departamentul Fonduri Europene să ne spună, să găsească până atunci ce pot să facă axa potrivită pe care să o acceseze și să găsim o soluție să cumpărăm bine aceste cazane cu fonduri europene. Așa? Mulțumesc. Ce mai? E foarte greu de citit, dar e scris acolo nebun. Indicat ar fi cineva de la fonduri europene, ca să ne dea un răspuns cât de cât concret la sală. Domnul, deci trebuie făcut normele metodologi și la plan național și acolo este articolul în care scrie clar.
la capitolul pentru eficientizare energetică se inclat. Se pot accesa fonduri pentru cogenerare. Așa e, domnul. Asta din când e acum recent? Nu, de când e venit planul natural din EDVS. Păi și Eu asta vreau să spun și lui colegul meu. Ce stat? El tot spune că planul național de rezidenții de anul trecut, domnul Vice. Din cazare de astăzi se expiră? Da, de 2020. Deci de anul trecut i-a părut planul. Domnul viceprimar, nu știu dacă există. Nu știu dacă există o scuză. Deci sunt 2 ani din mandat trecut, adică trebuia să facă ceva. Nu, dar planul de anul trecut, domnul Vice. Domnul Vici, ați înțeles să căutăm vinovați? Domnul Vici, planul este de anul trecut, din planul național de energie, are capitol special pentru... Vă dau dreptate, domnul Tătar, dar trebuie să ținem cont că este de durată și trebuie demers în paralel. Un cazan neapărat să cumpărăm din bugetul propriu, că nu durează atât de mult, și în paralel putem merge cu cogenerare și celelalte, nu cumpărăm ambele, dar unul din ele neapărat se poate schimba sistemul, trece prin organi termici acolo, pentru cogenerare, se poate schimba pe banii europeni. Sigur, asta a spus. Și dacă nu au făcut nimic până acum, că suntem luna mai, și planul național, și nici nu cunoaște instalarea asta la primărie, articolul care este cu planul național, și nu se știe, pe ce discutăm acum? Și discutăm acum? Este adevărat, aveți dreptate, dar trebuie de mers în paralel. Da, de acord. Nu înseamnă că cei 500 de cazanul una, care să ducem în altă parte. Cazanul e una, planul național e altul. Acest cazan. E cogenerarea de altceva? Da. Cazanul e altă. Deci cazanul e bine o gepsă. Da. Mulțumesc. La punctul 8 de la diverse, este de asemenea adresa... Noi avem la punctul respectiv, când se dăm răspuns cu domnul manager, de fapt. De asta era acesta. Și după aia ne-am dus discuția la aceea de cogenerare. Da, sunt tehnică, aici. E o oportună de apasare. E o oportună de apasare. Deci, cont că acolo mai sunt și blocuri care parchează mașina. Da, da, avem prevăzute și rănțuie, chiar mai multe locuri le puteau acolo. Și este blocul la locuri. Dar e o investiție destul de substanță. E ok. Și măcar și imaginea se schimbă și se fluidizează. Aveți în vedere și parcul din față? Da, da. Parcul scoase fața asta. Nu mai e și parcarea. Ar fi ideal, domnul manager, mult succes este necesar de această parcare acolo. Nu-l avem, pentru că nu aveam cum să previzionăm așa ceva la început anului, să bugetăm. Dar măcar să vedem de ce stăm, adică până avem mai mesaj, nici n-am vrut să discutăm. Am avut o discuție cu domnul primar în care i-am sugerat, domnule, dați-mi pe un an și dacă se întâmplă nimic, o dăm înapoi. Adică să avem o bază, ceva, de punct de pornire. Vin și inginerii. Nu putem lucra așa doar cu vorbe frumoase, că o face, o îndrege. Oamenii muncesc, trebuie plătiți, noi putem plăti fără ceva concret și tot așa. E un cerc vicios, așa că trebuie să facem pași concreți în zona asta. Și dacă îmi permite, secretarul la fondurile europene, ca un cetățean în cadrul sectorului, varianta externalizare. Sunt oameni cu zeci de angajați care abia așteaptă să ia bani pentru firma lor, evident, dar și pentru cei pe care îi reprezintă. Ar lua 60 de mii de euro, probabil, dar și 10 de milioane ar putea ajunge rădăut. Și e o singură părere. Poate găsim pe cineva să ia la succes? Nu, wow! Nu știu, așa, așa, lucrează cu mic avans, nu știu, dar e derizor să nu putem să accesăm firme de genul ăsta. Oamenii abia așteaptă să lucreze și sunt firme de toate firmele. Dar nu putem pune presiune foarte mare pe departamentul din primărie, pentru că 2, 3, 5 proiecte se mănâncă absolut tot spațiu. Și gândiți-vă ce experiență au cei ai noștri din primărie cu firme care lucrează de 10 sau poate 15 ani în domeniu. Dar ei zis că au presiuni? Poftim? Au presiuni? Eu cred că n-am. Cine să aibă presiune? Cei la poduri, nu cred că n-au nicio presiune. Nu știu dacă lasă, de ei cu jos. N-au nicio presiune, vă spun. Nu cunosc. Dar încerc să înțeleg, pentru că știți vreau să fie de ei. Da, e bine, ai altceva. Da. Eu îmi spune vederea cetățeanului. Deci, concluzionând discuțiile dumneavoastră, doresc că sunteți de acord cu inițierea unui proiect de hotărâre pentru a Domnul secretar, pentru asta, și deschisă,
4-5 în momentul ăsta, adică ca să ajungem
cu suprafața pe care o avem, ne-am duce undeva în zona 304 și la momentul ăsta am întrebat. Faceți un plan, veniți în Consiliul Local și... Mai mult de atât, o să urmeze în ședința dumneavoastră modificarea statului de funcție, patru respective, domnul de patru pe care le-am desupturat, deci păcate că am ajuns să primim o... Răspuns că se durează foarte mult la minister. Nu, dar ministerul mi-a dat. Vă da răspunsul? Avem tot și autorizația. Și atunci unde v-ați blocat acum? Avem solicitare la primărie. Cine? Avem solicitare făcută către primărie, dar mă așteptam să intre în ședința asta, n-a intrat. Păi știi cine a intrat? Nu știu, nu e. Nu mă pot băga peste chestii. De cine ții treaba asta? Deci dumneavoastră aveți aprobat la minister și noi nu v-am dat Consiliul Local? Da, mai ales că știți că am produs cea mare problemă, am crescut de la 8 la 64. Ce, nu se poate? Dar tu se poate, ce ați urmărit idei că nu știa chestia asta sau de ce vinim așa? Nu știam, noi nu am trebuit să luați treaba asta, de trebuie să dăm cu domnul manager. Ar fi ideal, durează prea mult să așteptăm următoarea ședință ordinară. Din punctul nostru de vedere. Poate luni sau când faci de ședință. Da, asta tot nu neam, extraordinară. Pregătiți! Dar e pregătit. Vreau să întrebam că solicitarea spitalului a fost analizată la Serviciul Administrației Publice Resurse Umane. Autorizația de funcționare și avizul dat a fost de către DSP Suceava pe actul normativ care le dădea competență până la data de 30 aprilie. În mod normal, structura se aprobă de către minister. La data respectivă s-a făcut adresă către minister pentru a-și da avizul semnat de domnul primar și este trimis la minister. N-am primit răspunsă că de la minister. Între timp s-a trebuit. Nu este de la minister. Nu, dacă între timp s-a trebuit. Vreau să clarificăm situația asta. Mă speriați prea tare tură asta. Mă speriați și din ce ați speriat public. Nu, dacă îmi permiteți, da? Din cauza situației pandemice, ministerul a avizat și a împuternicit DSP-ul pentru a prelua ei aceste avize și autorizații. Ne-au dat avizul, ne-au dat și autorizația, adică care e actul suprem de funcționare a oricărei activități. Avizul adevărat că era valabil până la 31 martie, dar noi am obținut și autorizația până la 31 martie. Deci avizul nici nu mai înțeam în discuție cât timp noi aveam autorizația care se pierde sau se schimbă când sunt modificări substanțiale. Aici nu prea am înțeles OAT-ul, acum așteaptă domnul, cum să zic, răspuns la minister, care tot la DSP-ul se intimită, eu am atașat toate actele, a fost o neînțelegere și mi-ar plăcea să o rezolvăm la cât de repede, luni, dacă e ședință extraordinară, ar fi fantastic. Avem adresabilitate oncologică foarte mare, foarte mare, nu mai putem ține oamenii. Acolo, vă rog să înțelegeți. E pentru rădăuțe, pentru spitale, pentru zonă, pentru patru, pentru răspunsul, răspunsul practic o venit de DSP-ul. Nu, dar nici nu trebuia să vină, am pus autorizația. Probabil că nu e suficient. Nu. Aici s-o lăsă. Eu am adresa pe care a trimis-o la minister, data de 8-4. Domnul secretar, îți dați-mi adresa și vă spune cu 20 de rezolvă. Dați-mi adresa. Totuși există și secretarul de stat în fine, de la Sănătate Pisuceava și dar, se poate întreba. E o situație urgentă, oncologică, e vorba nici de pacienți cu imunodeficiențe. Dacă se poate introduce în ședința de extraordinar de luni, ar fi, da. Mulțumim tare mult. Cu privire la acest punct, deci solicitarea dumneavoastră ar fi să nu se prelungească în zona anterioră, ci să se schimbe tariful pentru licitație. Da, tot dumneavoastră, pentru că dar nu s-a luat mai ce făcută de asta. Până la urmă, poate eu în spațiu, suntem în adresare. M-ați adresat acum serios. Eu vă spun că e greu. Și greu de dat, acum, acum. Cine mă mai sunt mai bun?
Adică, într-adevăr, dar trebuie să profităm cu oasă și domnul director de chestia asta. Dar trebuie să-i discute domnul director cu cei la Tineu, să vedem ce variante are. Dacă îmi permiteți, nici măcar nu-i cunosc. Păi, eu cred că asta e de bine, nu știu cum să vă explic. Adică, nu e bine, e rău. Nu, în relația contractuală trebuie să discutați cu ei. Altceva, eu vorbesc, îi cunosc ca instituție, dar nu mă interesează nici cine e patronul, pentru că avem un contract, e semnat de trecut, eu nu mă duc să negociez cu el în altă parte decât în care de altă parte, sigur, dar trebuie chemat la discuție, să discutați cu el. Că vreți să aduceți venituri mai multe la spital. Sigur, uite și ce frate, probabil că se poate... N-am venit că mâine expiră, e 8 august. Cum a fost atribuit spațiul inițial? Licitație publică, eu zic că e corect, licitație publică. Dar are interzi prelungit, domnul. Făcut actul prelungit, poate un pic mai sus, ce mai lasă și poate prelungit. Câștigătorul licitației se poate intra începând cu data de 1 august, când expiră contractul. Nu chiar așa simplu. Da. Noi nu avem timp. Păi mai face licitația, am zis că e act adițional? Eu zic să facem licitație, dar se cadrează cu timpul să facem un act adițional. Dar să facem licitație publică, așa e corect. Poate să-i vei vorbire. Da. Ce treabă? Să ne trezim, o să facem un executat un laborator mental. Dar vă mutăm noi, ce mutăm noi? Auziți, domnul secretar, nu putem așa să operăm noi la ședință pe timpul de PSE. Aici se fac niște notificări, niște adrese, niște proceduri, vă contestă și vă dă în judecată și pierdeți. Nu, era o discuție, nu are larg. Nu, 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 reprezentați acolo spitalul pentru o dispoziție dată Mare, da, da. Iar dumneavoastră, bine că ați venit aici în fața Consiliului Local, dar mai departe, trebuie să duceți la îndeplinire acel contract, adică procedura. Ați spus că nu cunoașteți managerul, vă spunem că cine e managerul. Nu depinde de managerul, dar adăuzi ce decizi de seal de la București, de la Sineu. E o situație greoaie. Ați venit prea târziu cu această solicitare și trebuie să ne încurcăm să rămâneți și pe relături. Dumneavoastră, duceți acest contract, că eu așa aș vedea și așa aș face, aș duce acest contract. Încă o perioadă, faceți o adițională de 2 ani, timpul care dumneavoastră, dacă vedeți că aveți alte oferte, veniți cu niște proceduri legale, dacă aveți alte oferte. Dar acum, în scurt, așa, până în august, nu intrați dumneavoastră cu să reușiți. Senta să reușiți care să dați discuții, nu e ok. Eu am venit, exemplu, deschis și pentru a discuta teme real și actualizați și pandemii, și de preț, și de tot. Nu mai poți la preț. Prețul este stabilit printr-o licitație, 50 de lei plus indexarea anuală. 50 de lei pe 18, da? 50 de lei pe metru pătrat, pe măsură de metru pătrat. Da. Dați-i pe 2 ani pe reuncire și o să mă gândesc de asta. Dacă ați zis, asta așa fac. De ce? Aveți și prestări servicii de analiză de laborator și cu Sineco? Contract încheiat. Aici e problema, domnul Nicola. Asta vreau să vă spun. Vreau să spună domnul manager. În cazul în care există astfel de contract, gândiți-vă că se poate bloca chiar și pentru o oră funcționalitatea laboratorului de analiză, care lucrează inclusiv spitalul și se deportează. Încă o dată, am vrut să discutăm despre asta, n-am venit să apropo asta din prea. Ați foarte bine. Da, ați venit din da. Era mai bine dacă își citeați contractul. Da, i-ați spus odată, la sua direct, deci contractul expirând pe 1 august rămâne la latitudinea dumneavoastră ce veți să faceți în formă legală.
contractul expiră. Deci, de data de 1 august este liber de sarcini, acel 8 august, acel spațiu. Acum, trebuie să luați decizia corectă și cea mai bună. Cert este că nu mi se pare în regulă să nu fie o licitație publică și să dați spațiu, pur și simplu, să prelungiți contractul pe 2 ani. Să prelungiți, nu știu, pe 3 ani, dacă nu vă încadrați sau ceva. Și asta nu înseamnă că Rădăuțul rămâne fără analize, spitalul Rădăuțul rămâne fără analize medicale și supără să ne arunci și pleacă. De asta, exact de asta, la început. Da, am început o licitație, da? Asta e tot, da? Mulțumesc. La punctul 9, grade diverse, avem adresa Direcției Economice, numărul 7384, dintre cea prin care a fost transmisă Consiliul Local spre Știință și Informare, adresa emisă de SC Comunale SA, înregistrată sub numărul 7212, din 29.04.2022. SC Comunale, această adresă, inițierea unui proiect de hotărâre pentru finanțarea lucrărilor stringente necesare serviciului public de termoficare dată la administrare de către subscrisă. Având în vedere faptul că bunurile rezultate în urma proiectului utilități și mediul la standarde europene în municipiul Rădăuți, ce aparțin domeniul public, în care faci parte și rețele de termoficare sunt ieșite din garanție și datorită de lor au început să se deterioreze, trebuie conformat cu 14 litera E din contract suspensionat, să luați măsurile necesare pentru locuirea lor, astfel încât să se păstreze capacitatea de realizare a serviciului public de alimentare cu energie termică a populației din municipiul Rădăuți. În anexă la prezentarea, aveți nota de fundamentare pentru lucrări stringente necesare la aceste rețele termoficare pe care vă aducem la conștiință conform prevederilor contractuale. Și este nota de fundamentare cu privire la costuri. Conform contractului între SC Servicii Comunale și Primăria Municipiului Rădăuți, investițiile ar trebui realizate de către primărie, iar reparațiile sunt suportate de SC Servicii Comunale. Prin urmare, chiar și la celălalt cazan, ar trebui schimbate mai multe componente, voi întocmi un deviz și să fie prinsă pe lista de investiții la rectificare. Atât celălalt mai cazan cât... Mai ce a spus? Bă. Mai repetat. La rectificare să fie prinsă o sumă de bani, probabil că acum nu există astfel de poziție bugetară, pentru aceste componente care trebuie schimbate la unul din cazane, cât și lira de pe strada Bolovățului, tot primăria municipiului Rădăuț, ar fi trebuit să o schimb. Dar vreau, vă rog, încă mai am uitat. Deci, domnul director, unul, vreau să acolo la reparații, schimbați niște țepi. Așa e, sau ce componente schimbați? Mijloace fixe, aveți obiecte, ce aveți? Eu vă întrebați ceva. Noi nu am sudat, am schimbat-o. Ce a schimbat? Țep, nu? Da. Păi dar până la cât la sută trebuie reparați proiect. Aveți prins în preț de costă de calorie, nu primărie. Trebuie să bătăie să schimbați țep la cazan. Primăria... Nu, dar nu am cerut țepele, ci banele și alte componente. Adică? Costisitoare, care adică, sunt în jur de 100.000 de lei. Adică, concret, hai să discutăm, vă spun la fel. Eu zic că primăria nu are ce investi acolo. Ah, dacă puneți problema altfel, era mai bun. Vă învăț eu cum o puneți. Puneți că nu vă preda primăria cazanului și nu puteți băga bașa, asta e altceva. N-ați înțeles? Da. Asta e altceva, că nu vă preda primăria cazanului și nu aveți bază legală ca să faceți lucrări de reparații la cazanului. Asta e altceva. Dar dumneavoastră aveți prins să preț de cost, sunt locuitul țevelor, distribuitor, ce aveți acolo, trebuie să decretați din contravaloare gigacalorii. Puneți specialiștii la Serviciul Comunal, să vă dea acolo, vedeți ce are în preța gigacalorii. Prins. Eu am menționat, domnule Tătac, că reparațiile, într-adevăr, Serviciul Comunal trebuie să le realizeze. Deci nu era vorba de reparații. Într-adevăr, acele cazane încă nu ne-au fost date în administrare, nici măcar reparații. Asta e altceva. Da, mă refeream și pe lira de pe strada Molovățului, în fine. Deci acolo se consideră finire Moreca, la Vrecea, ați înțeles, și investițiile ca o. Da, de acord. Dar acolo că schimbați niște cazane, sau face un toalet timp la cazane, aia nu este investiție.
în adresa pe care am întocmit-o către Consiliul Local, a menționat și articolul din contract pe ce bază a trebuit primăria să deconteze această investiție. Mai avem un secretar? La punctul 10 de la diverse, adresa domnului Romul Sorin, înregistrată sub numărul 35563 din 12.04.2022. Menționată Romul Sorin, domnul Cilea, în calitate de cetățean, solicit Consiliul Local, inspecția consilierilor locali, raportul de activitate pe anul 2021, conform codului administrativ, articolul 225, alineatul 2. Citează fiecare consilier, respectiv consilier județean, primar, viceprimar, respectiv vicepreședinte Consiliul Județean, sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate care este făcut public prin grijă secretarului general, la articolul 3. Țin să menționez că prezenta solicitare s-a făcut deoarece pe site-ul primăriei am găsit doar 4 raporte de activitate din 19 consilieri locali. Solicit ca rapoartele de activitate ale consilierului local să fie afișate pe site-ul primăriei, rădăuți, termenul local, stabilit de lege, de la data solicitării. După cum știți, în ședința anterioare v-am pus și eu, de nou, la cunoștință, v-am atras atenția să prezentați rapoartele de activitate. Consider că o să prezint și la punctul 11, este ales de la instituția prefectului, care are același subiect, care concluzionează că este o obligație legală care se și sancționează dacă nu este îndeplinită, costite contravenții la dispoziția prezentei secțiuni, dacă nu sunt săvârșite, n-am fărut să fie considerate potrivit legii penale de infracțiuni, neprezentare de către aleși locale a rapoartelor de activitate prevăzute de lege din culpa lor. Contravenția constată instituția prefectului. Drept urmare, vă rog să aveți întrebări, să prezentați rapoartele de activitate pentru anul 2021, atât în calitate de consilier, cât și președinții de comisie, rapoartele de activitate ale comisiilor. În momentul când le am, eu le public pe sat. Obligația mea mă îndeplinesc. Sigur că trebuia domnul Lopos să se sizeze de acest aspect, că nu, consilierul nu și-a depus raport. În urmă nu, nu era nicio practică. Clar că legea prevede și ne solicită să depunem acest raport, dar cu alte cuvinte, ce putem spune? Că am votat proiectele. Alea nu le-am votat sau celelalte le-am votat. Nu avem o activitate de considerare așa cu cum ar avea un executiv un raport de activitate. Ne-am întâlnit cu cetățenii și spun să dăm drumul la bani. Și noi am venit și am spus, da, o să dea drumul pe un jecau, dar un jecau spune că nu poate, că nu are buget. Sau baia cu bazinul de nord. Bazinul de nord. Cam asta e. Spunem acolo, am prezentat și dumneavoastră ne luați, spuneți pe site, proiectați pe domnul Lobo să-l citească, să fie mulțumit și cam asta merge înainte. La punctul 12, la diverse, este adresa Manifest Copiii Sucevii și Rădăuți 2, numărul 1771 de 20-a 4-a, registrată la domnesul numărul 6966-2024. Mi se solicită, se roagă, roagă Consiliul Local să analizeze atribuirea unui teren folosit în timpul gratuit pentru următoarele imobiluri. Imobil construcție, identificat în numărul cadastral 31640-1 și de suprafață construită la sol, 399, restaurat Ducina, scut de sol și parte. Imobilul teren, suprafață de 522. Un teren 3080. Prezint ce solicită și după aia te discută de altfel, ne rugăm. Alt imobil în suprafață de 3080 metri pătrați teren, prezumit cadastrat sub numărul 57309. Teren în suprafață de 480 metri pătrați în acte 450 măsurat cu numărul 37442. Pe unul din terenul se va construi o biserică, un centru inclusiv pentru bătrâni, iar pe celălalt un centru multifuncțional, specific divers. Restauratul London House va păstra destinația, însă va avea și un specific social filantropic.
Detaliile unui viitor parteneriat vor fi discutate ulterior. Temeiul de drept al cererilor constituie dispoziții de articolul 561 al actului 9 și articolul 174 din codul civil. Fiindcă, cu privire la să vă întrebați și domnul vicepremier, nu mai puțin. Deci, cu privire la prima solicitare, este vorba despre imobilul Cina, care nu știți care, s-a solicitat extrazicat funciară, este proprietar SCS Servicii Comunale. Și cu diverse notări de ipotecă și... Terenul 552 de metri pătrați, solicitat... Unde terenul? Este... De lucru identic. Da, asta e terenul tot de la Cina. E terenul de sub clădiri. Da, da, de sub clădiri. Terenul de proprietatea lor. Bun, terenul de... De 3.080 metri pătrați, este în, în zona zilului de bătrâni, persoanele păstrice, în teren acolo. Acolo nu este dat de îngrădiniți, și dat acolo... Parțial, acest teren nu este dat de proiect, eu vedem în ce s-a verificat. Deci, domnul primar, și domnul vice și domnul secretar, să... Îi răspundeți pe domnul Calinic că până a venit dumneavoastră aici, se prezintă o situație tot preoții de la toate parvinii cât terenul a văzut în sistem privat. Și acum vin să cer pe degeaba terenul la primărie. Deci se ceară să vedem câte terenuri au văzut în sistem privat toate parvinii și după aia stăm la discuții cu alte terenuri. Al terenului meu? N-au văzut toate, pe bune. Toate parolile au făcut terenuri, nu există. Toate. Nu vreau să dau nume. Da. Și că da, și terenul identificat sub numărul 37442 este în zona parcării centrale, unde funcționează acum chioșcul de cafea. Eu aranjat așa, cel mai bun teren. Este chioșcul lor cu produse din biserică. Unde? Acolo. Nu, în parcare, în piață la. Deci, din punctul meu de vedere, asta e punctul meu de vedere. Și poți să-l comunicați cu domnul Cărnic. Dar să-i spune și domnul Jehal, un pic ce e o discutată. Da, dacă îmi permiteți, referitor la restaurantul Cina. Restaurantul Cina este în proprietatea SCS Servicii Comunale S.A., exact ca și Baia Comunală. Este ipotecă pe acest restaurant și chiar dacă nu ar fi, noi nu avem voie să dăm cu titlu gratuit sub nicio formă. Ba mai mult, ultima chirie care a fost aici a fost pe bază de licitație, o evaluare în spate și așa mai departe. Deci noi funcționăm după legea societăților private din 90, deci sub nicio formă nu avem cum în această solicitare să o ducem la sfârșit. Am discutat și cu reprezentanții al Episcopiei Sucevei și Rădulților, dar cu toate acestea... Părinte. Un reprezentant de-a lor, de la Suceava. Dacă e pe viitor, nu pot spune, dar nu cred că e... Exact. Deci, prin urmare, le-am comunicat aceste lucruri. În prezent, restaurantul Cina, cum bine știți, noi suntem proprietari, am fost acolo chiriași, am încheiat orice colaborare cu ei. Săptămâna trecută, prin executor judecătoresc, am intrat în posesia cheilor de la restaurant. Acum am dat către un evaluator pentru evaluarea bunurilor, să vedem exact care este situația, fiindcă ei aveau datorii către noi, am câștigat în instanță hotărâre definitivă și revocabilă, o sumă de 100.000 de lei. Suma reprezintă chiriile
în ultimul an, în ultimii 2 ani care nu au fost plătite, am câștigat în instanță, prin urmare ei iau diverse bunuri acolo și noi vom intra în proprietatea celor bunuri. După care vom analiza în ACA sau în Consiliul Local ce vom face cu acest restaurant. Adică vom da în continuare publicității pentru închiriere sau putem chiar noi deschide o secție gen restaurant sau a treia variantă am putea face un parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevilor și Rădăuților ca o afacere 50-50 și cred că ar putea fi realizată această problemă. Să vedem acum și dumneavoastră ce doresc, dar cu titlul gratuit sau aceste lucruri sub nicio formă nu este posibil. De verifica și sarcinile care sunt indicate atunci pe modul respectiv, dacă nu există ceva interdicție cu privire la închiriere, nu, deci cu acordul băncilor nu sunt probleme. Așa cum au fost închiriat până acum, către o firmă, așa putem închiria în continuare către altă sau putem face o colaborare, cum am zis mai devreme, cu Arhiepiscopia Sucevii și Rădăuțiu, deschidem un restaurant, se numească Comunale în Arhiepiscopie sau depinde, dar nu cred că vor dori. E vorba de cantine pentru social. Dacă nu mai sunt alte discuții, pentru asta nu se trebuie. Eu. Totuși eu, un spațiu mare, este o sursă producătoare de venituri pentru seci și servicii comunale, care putem deduce de la alte proiecte. Scoateți la licitație, plătiți la prețul pieței, haideți să obținem bani, să facem bani pentru rădăuțeni. Și așa ne plângem când avem pe cazani, nu știți, dați nu mă. Fie chirie, fie chiar să intrăm în parteneri și să încercăm o cantină. Nu socială, o cantină, ca oricare cantină. Vedere și celălalt interior care sunt ale municipiului solicitat. Să rămână municipiul, domnule. Dăm tot ce are municipiul. Avem noi două terenuri sau trei și le dăm și alea capitul. Eu tot așa rămân, cu concluză extremă. Trebuie să rămână la două țări. Pentru această administrare, adică, nu vânzare. Dacă noi vrem să facem o grădiniță sau o creștere, că acolo poți prinsi inițial pe planul ăla, nu mai avem teren, îi mărim mai de teren, da? Îl dăm și ăla și scăpăm de el și nu e loc de grijă. Totuși noi rămânem. După aia o să apucăm să cumpărăm noi teren. De exemplu, pe strada Frânce, dacă am fi de acord, totuși noi rămânem proprietar, domnule, dăm lor ca două. Dacă ce vrei dăm lor, poate faci greș și o grădiniță sau o grădiniță. Trebuie să analizăm dacă ei vin... Analizați, domnule, dați-le. Probabil, de ce să nu? Dați-le, domnule, gratuit. Nu trebuie, pentru că dacă au vândut ce au avut... Au vândut toate terenurile și au făcut bani și au strâns bani și au vândut în terenul toate bisericii și acum vin la primărie și cer bani. Și cer, nu bani, cer teren gratuit. Câte terenuri? Vreți să vă spun eu câte terenuri sunt date? Hai să... Când au venit la frunză, părintele te duc și au zis că îi pune partișele și au venit și zic, aici nu mă pui în posesie, aici, aici, aici. Tătii care în blocurile, care sunt tătii corturi la blocuri, tătii au fost apaluiți Sfântul Nicolae. Sfântul Ilie. Sfântul Ilie. Nu, Nicolae. Nu știu cum a ajuns. Sau acolo unde... Păi aveți dumneavoastră acolo, partea aia, da? Cine a vândut acolo, domnule, terenurile aia? Unii este domnul cabinetul stomatologic cu bulica și cu tăta acolo. Alea tot îți da biserică cumpărată. Bă, aia ai vândut, ai cumpărată la treia mână, nu e direct. Nu, dar zic tot biserică o vândut. Tot de acolo. Ce? Știți, domnul? Origine. Originea este biserică, da? Da. Și acum le dăm noi teren, că... Trebuie să ținem cont, a fost altă conducere, acum cei tineri de astăzi vor să cumpere, vor să... Dacă vreți să dați, vine cu Adi primar, aici și puterii, pentru că... La punctul 13 de la diverse, informarea consilierului juridic din cadrul Spitalului Municipal, dr. Cosma și Damian Rădăuț, doamna de la Gabriel, a registrat la inscripția noastră numărul 7600 din 5-a în 5-a, cu privire la măsurile de pentru integritatea sănătății cadrelor medicale.
aștept semnătură. La punctul numărul 14 este un memorial domnului Ciobot Octavian, înregistrat. Ce vă trimis cheie? Sunt două adrese, da. Dușă. Numărul 8190-13-15 și numărul 98.102 din 20-5-a. Cu privire la probleme care se întâmplă în asociația de proprietari, am aici în față o hotărâre sentință 874 din 33 decembrie 2021, care devine trimisere vocală. Din 3 decembrie 2021. Și printre care se scrie aici că onora hotărârea din Consiliul Local 26 din 2021 și toate efectele produse față de reclamat. Deci și efectele care sunt produse de plâmbata hotărârea. Ați primit hotărârea asta, domnul secretar? Hotărârea, da. Acum am înțeles că a rămas și definitivă. Definitivă, da? Da. Deci, eu vă spun că inclusiv prefectura din parte proces și-a zis că nu e legal hotărârea. Inclusiv prefectura. Și sunt niște consilieri care atunci, la timpul respectiv, dacă dumneavoastră nu ați avizat de legalitate hotărârea, nu știu? Așa. Și sunt niște consilieri care eu, în timpul ședinței, am avertizat că hotărârea este ilegală. Vreau frumos să le citiți din codul administrativ ce reprezintă și ce răspundere are un vot dat în Consiliul Local. Ca să știi, domnii consulenți, prin cunoștință de cauză, că sunt unii poate nu știi codul administrativ. Da? Sunt sigur că fiecare consilier știe că răspunderea poate fi solidară. Deci treaba nu e regulă aici, da? Calea administrativă, civilă sau penală. Aici se lasă cu dat bani, cu alte probleme și nu o să fie regulă treaba. Atunci, de ce să plătească cineva care nu are de plătit? Nu vorbim de eu, o parte din consilier, probabil că o să meargă prin altă parte, și nu știu. Dar votul din Consiliul Local este răspunsul. Și eu știu că dacă vreau să dați atâta cunoștință că nu avea de legalitate, o știu ce votează. Și nu pot să aibă o scuză, da? Dacă îmi permiteți. Da. Da, într-adevăr, este o hotărâre a instanței, dar referitor la hotărârea AGA, este o hotărâre definitivă și irrevocabilă. Mai mult timp de 3 ani de zile nu au voie să dețină nicio funcție de conducere de foști administrator. Ba mai mult, având în vedere că când am ajuns la servicii comunale, la ce datorii, ce probleme erau, nu știu cine va plăti și amenzi și toate cele, iar noi să ne facem probleme pentru ce, domnul tătar? De ce nu v-ați trebuit să faceți probleme, domnul tătar? Eu la diverse am prezentat o situație de hotărâri, vreau mai spun ca ceva. Hotărârea asta este dată în baza foștii administratori, că averile noastre și mare majoritate. Ce discutăm de averi? Nu discutăm de averi. S-au pus sechestru și știu, pompoațe, au fost și vot secret. Da, vot secret scrie care a fost prezent, că aia care nu a fost prezent, nu a fost. Fiecare a fost acum a vrut, deși consideră continuare că Consiliul Local este un lucru mai extens. Eu v-am spus, care este situația? Da, situația, să știți că e despre bine. Eu am spus curios până să vă trezit la să-și comandă cu conturile blocate pentru că vreau banii, pe baza contractului de administrare, atunci să împlinim noi cum o să da. Nu comentez în felul. Da, ne facem. Da, ne luăm mai. Dar e dreptul nostru. Rămâni? La punctul 14, eu am și proces în afară, în urgență. Am încerc scuze. Dar am citit toată povestea asta la domnul Ciocu, că și adresele astea au venit și niște înșiruri la adresa primarului, nu că e vorbit, dar eu văd și o funcție
pe primar. Nu poți să începnești așa, vrând nevrând și cu amenințări, că face comparații cu primarii care sunt arestați, cu chestia asta. Adică, s-a dus, eu consider că domnul Ciobâcă a plecat prea departe cu toată chestia asta și nu s-a ajunge la nicio concluzie. A fost și în cerință de Consiliul Local. Eu aș veni cu o propunere ca să scurtez, să dezolvăm. Primăria este instituția tutelară sau autoritară care poate desfința această asociație. Disfințarea acestei asociații, că se luptă acolo când aș fi că domnul Ciobâcă, și sau preluarea acestei asociații de către domnul Simota, care e colegul nostru, nu îi fac prea multe aprecieri, dar eu știu foarte bine că el își face treaba și să-i preia acea asociație locatare, domnul Simota, care e președintele la una din asociații, și s-o disfințe. Eu consider că trebuie disfințat. Când doi se bat, nu mai e nicio soluție decât să-i rezolvi amândoi. Acolo sunt orgolii, sunt... Și, revin, nu putem să jignim în halul sau în forma în care o face el prin aceste adrese. Eu le-am citit toate. Domnul secretar a făcut intrare la el, că nu se înțeleg scrisul. Și jignește și secretarul, jignește adică. Vine niște jigniri la asupra unor oameni care dețin niște funcții. Nu sunt funcții numite, ci sunt aleși al comunității. Trebuie să avem un respect pentru funcții și după aia pentru om. E primarul Rădăuțului, vrând, nevrând, ne place, nu ne place, el este acum. Peste 4 ani, posibil să fie altul, posibil să fie tot el, dar nu lăsăm pe nimeni ca să vină să intre cu bocancii în demnitatea unei persoane. Eu consider că luați măsuri, domn secretar, dumneavoastră dați în cap și văd că sunteți operativ în unul de tribune. Dar dacă nu faceți acest conflict, nu se încheie și nu se strânge aici. Se duc mai departe. Cu jigniri, cu amenințări, cu poliții, cu unul de cheia, trimite cheia, citând de la adresă, că trimite cheia din poștă. Unul nu primește, altul refuză, altul respinge. Adică cine jucăm aici cu chestia asta? Domnul Ciobâcă, dar cel care are o vârstă, trebuie lăsat să-și facă, probabil, să spun, nu mai reacționează cum trebuie. Dacă sunteți de acord, dizolvăm acea asociație. Domnul Lucian aș da din cap de acord. Sunt de părere ca această asociație să fie desfințată, Zonă. Iar locatarii să fie preluați de domnul Simota. Și până, dacă ei o să, la o următoare adunare generală, cu ei hotărăsc. E foarte greu, să știți că e foarte greu ca să punească 50+1 de locatari, ca să aleagă un președinte. E imposibil, nu s-a întâmplat niciodată cu acest lucru. Nu se prezintă oamenii. Nu vin 50+1, dar asta e un președinte. Dizolvat, asta se rezolvă. O să analizăm propunerea noastră, însă, din ce știu, este greu să intervenim noi în asociația de proprietari. Noi doar acordăm sprijin din punct de vedere juridic, ca să spun așa, nu și alte competențe. În timpul mandatului domnului primar Gătar, s-a adoptat o hotărâre din Consiliul Local prin care se puternicea o comisie să convoace adunarea generală. Instituția prefectului a solicitat revocarea acelei hotărâri ca abuzivă. Nu suntem parte în această asociație. Toate consilier. Eu știu foarte bine că Gărăda Minerale, primarul, s-a înființat această asociație și s-a înființat pentru a se realiza acele îngropări de bloc, că altfel nu se înființau. Erau condiții obligatorii. S-au înființat în baza unei hotărâri pe Consiliul Local. Tot în baza acelei hotărâri de Consiliul Local să dizolvă acea asociație. Nu putem interveni că ei au un statut al lor, un cenzor, cu dragi, cu lași, dar disfințăm, îi putem disfința printr-o hotărâre de Consiliul Local. Sigur vă spun. Îi disfințăm, inițiați un proiect de hotărâri sau un... Dar ce zic, domnul Simota, aveți o asemenea de Consiliul Local la baza înființării? Dar cum spuneau înființarea? Aș spune că 196 lege acum asociațiilor nu prea poate fi desfințată așa oricum. Pe bune, situația este că ar trebui să aibă loc totuși o adunare generală, că adunare generală a înființat-o și adunare generală desfințează. Deci acum trebuie văzut în ce condiții putem face o adunare generală acolo ca să ținem votul. Neavând votul respectiv, merită ceva componentul legii prin faptul că dacă s-ar aduce niște prejudicii justificate, foarte mari,
intră și sunt alte forme de desfințare, de incompetență, nu știu, a sistemului juridic, de lichidare, ceva, dacă sunt justificate, pierde foarte mari banii oamenilor, nefiind dirijați unde a fost trimis pentru ce au fost trimis și luat într-altceva. Este o posibilitate în cazul ăla. Modificările, dar dacă când aveți